Ok, cred că putem începe. În primul și în primul rând, permiteți-mi încă o dată să-mi exprim satisfacția pentru gradul mare de interes pe care l-a suscitat proiectul respectiv de lege. Între timp, cu majoritatea dintre dumneavoastră am avut și corespondență, am primit sugestiile dumneavoastră în scris, așa cum rugasem. De asemenea, către comisia noastră au parvenit și amendamente și de la colegii deputați și avize de la unele instituții. Deci, continuăm procesul de lucru asupra proiectului de lege 123, care se referă, sau așa cum l-am numit noi, proiectul pentru contracararea dezinformării. Liliana Nicolaescu Onofrei sunt și din partea colegilor mei de comisie vă salutăm în incinta Parlamentului. Așa cum rugasem anterior, pentru că noi am reușit să avem o discuție cumva mai punctuală pe primele articole din proiectul de lege, în anunțul nostru, dacă ați văzut, rugasem în mod expres dacă putem să ne concentrăm pe articolul 7 din proiectul de lege, adică în primul și în primul rând aspectele care se referă la modificările propuse pentru codul serviciilor media audiovizuale. Efectiv, ne-am dorit ca și astăzi să reușim, evident, în 2 ore, probabil nu este suficient de mult timp pentru tot ce am vrea să discutăm punctual sau ce remarci ați vrea să faceți dumneavoastră, dar ne propunem să avem această discuție pentru următoarele 2 ore, în special, așa cum ziceam, cu atenție pe articolul 7 din proiectul de lege, și ulterior vom conveni cu dumneavoastră, bănuiesc eu că oricum fiind pregătiți de această discuție, dumneavoastră veți putea și în cel mai scurt timp să ne prezentați și remarcile, propunerile dumneavoastră în scris către comisie, așa ca și data trecută. Acum, pentru conformitate, deci noi suntem și live și vom avea și această înregistrare ca să nu ne scape nimic din ceea ce discutăm și din propunerile dumneavoastră. O să vă rugăm mult, în cazul în care vorbiți, să vă prezentați. Sunt și colegi care nu au fost data trecută, deci să vă prezentați pentru conformitate și neapărat să apăsați butonul ca să avem și partea de recomandări și de obiecții sau propuneri să rămână în înregistrare ca să putem lucra după aceea la comisie. Este bine așa? Ok, atunci o să vă rog să procedăm în aceeași manieră ca și data trecută. Acei dintre colegi care ar vrea să facă remarci, o să vă rog să semnalați prin ridicare de mână ca să putem să organizăm discuția. Deci în momentul acesta putem începe, vă rog. Cine este gata deja și vrea să înceapă? Puțin mai curajoasă, bună ziua, mă numesc Laura Urschi, avocat. Deci am să vorbesc preponderent în ceea ce privește poate noțiunile juridice, fiindcă pentru mine, în calitate de jurist, este foarte importantă această lege să fie una de calitate și să fie una aplicabilă, iar deciziile organelor abilitate să fie mai puțin contestate și instanțele de judecată să poată aplica această lege fără probleme. Deci, spre exemplu, în noțiunea de dezinformare, la articolul 1, este utilizată noțiunea, spre sfârșitul definiției, este utilizată noțiunea de bunurilor publice, precum securitatea informațională, sănătatea cetățenilor, mediu, etc. Deci, eu aș propune să se evite utilizarea noțiunii de bunuri publice, deoarece noțiunea bunurilor și bunurilor de domeniu public este reglementată expres de Codul Civil, articole 285 și 296, și nu ține absolut, deci, de securitatea informațională și sănătatea cetățenilor. Deci este vorba de lucruri care sunt corporale, pot fi pipăite, de domeniu public sunt, deci, apele, pădurile și așa mai departe. Deci aș propune să fie exclus în general această sintagmă și să se treacă la ori amenințări aduse securității informaționale, la direct, da?
În articolele precedente mai este utilizată această expresie de bunuri publice. Este incorrectă utilizarea ei în acest context. Deci, de asemenea, în articolul 6, deci punctul 3, articolul 6 ale codului, operele audiovizuale europene, este făcută o trimitere la cele 10% din timpul de emisie al fiecărui serviciu, 10% a serviciilor autohtone. Se susține că asta ar fi poate la etapa inițială un procentaj cât de cât acceptabil, dar pe parcurs aș propune pentru ca audiovizualul din Republica Moldova să dezvolte acest procentaj să fie net superior decât 10%, deoarece este nejustificat cumva un procent atât de mic. Deci, de asemenea, articolul 6, alineatul 8, prevederile prezentul articol nu se aplică serviciul de radiodifuziune imune sonoră și serviciul de televiziune locale. Adică să înțeleg că dacă va fi TV Chișinău, atunci el va fi în afara acestei legi. De ce televiziunea locală nu trebuie să aplice această legislație și să fie obiect al acestei legislații? Nu înțeleg de ce s-a făcut așa această excepție. Dacă cineva poate să-mi explice, poate eu nu înțeleg ceva corect. Dacă se poate o precizare, deci dumneavoastră vă refereați la prevederea cu privire la 10% din timpul de emisie care să fie alocat operelor audiovizuale europene create de către producătorii independenți din Republica Moldova. Da, deci vă referiți că asta ar trebui să fie mai... procentajul mai mare. Un procentaj mai mare. Pentru că noi am avut discuții și cu privire la faptul că nu vorbim doar despre acest procentaj, dar vorbim și despre produsul autohton, care trebuie să însemne, dumneavoastră deja cunoașteți, da? Cele 8 ore de produs autohton pentru... Adică pe lângă alea 8 ore plus 10%, astea se are Nu, deci este vorba în cadrul operelor europene, pentru că și produsul autohton tot este operă europeană în cazul acesta, dar aici anume partea pentru... ceea ce ar fi produs de către producătorii independenți, deci asta ar însemna emisiuni de autor sau programe de autor care se poată să fie procurate. Deci asta este prevederea de aici. Deci dumneavoastră ziceți că ar trebui să fie mai mare acest Eu consider că la etapa inițială, luând în considerație că totuși va fi o perioadă de tranziție suficient de problematică pentru televiziunile noastre, la etapa inițială când se aplică, 10% este poate acceptabil, dar, spre exemplu, să dăm și un termen, primele 12 luni, după care procentul să crească, fiindcă așa nu vom avea dezvoltare. 10% din punctul meu de vedere este un procentaj mic. Înțeleg. Cred că colegii pot să comenteze aici, cei care sunt... Da, de aia și că corect, și nu vor fi mai multe dacă vom rămâne la plafonul de 10%. Eu de asta și spun despre o dezvoltare. Vedeți că este vorba de cel puțin, cel puțin. Doria Samuila, SEO Publish Media. Noi și așa avem foarte multe prevederi care se suprapun una peste alta. Adică dacă să luăm în calcul acum, conform codului audiovizualului, toate, deci avem, sunt 10 ore de emisie conținut local produs, care trebuie să apară în grilă de emisie, plus la asta trebuie din timpul rămas spre achiziție. Da? Deci noi avem 10 ore de produs local pentru 8, ok, scuze. Deci sunt 8 ore, da, de acord. Deci sunt 8 ore de produs local, să luăm în calcul că sunt 18 ore de emisie a postelor de televiziune, asta înseamnă 44% din toată emisia care o are postul, deja trebuie să fie conținut local. Din ceea ce rămâne, adică 56%, încă jumătate trebuie să fie acordat operelor europene. Da? Și încă plus la asta, adică dacă dumneavoastră acum ziceți că 10% este puțin, plus la asta ar trebui să mai fie încă 10% destinat... Înțeleg, este o excepție. Este excepție. Înțeleg, dar adică dumneavoastră ziceți acum că e puțin 10%, vă zic și așa acum pe foarte multe televiziuni practic se inversează cota conținutului. Deci dacă ei acum cumpără 75% de undeva din altă parte, da? Deci e doar 25% produs local. Acum și
și așa vor trebui să produc 70%. Adică astea 10% acum, pur și simplu, în cadrul a ceea ce deja e calculat, se mai pune o condiție că din ceea ce trebuie să reprezinte opere europene trebuie să fie 10% destinat producătorilor locali. Adică asta e, oricum e o cifră, adică din punct de vedere procentual e o cifră foarte mare. Deci pentru etapa pe inițială este ok, luând în considerație că nu avem case de producție. A, nici acum, adică din, mă rog, pragmatic vorbind, că eu vorbesc de pe poziția pieței de publicitate. Deci ceea ce se va întâmpla acum, moare piața de publicitate de televiziune până la sfârșitul anului, cel puțin. Eu aș vrea să fac o remarcă aici. Deci înțeleg că pentru toată lumea există un anumit element de confuzie atunci când este vorba de începerea de corelare a tuturor procentelor și orelor de produs de fiecare tip. Deci cred că o să încercăm totuși o precizare și o grilă, așa ca să fie clar pentru toată lumea, că altfel este confuzie. Dar în niciun caz nu cred că e o situație în care care depășește cumva posibilitățile care s-au întâmplat sau ce se întâmplă până acum și în niciun caz nu vorbim despre afectarea domeniului publicității aici. Pentru că, așa cum ziceam, deci sunt acele 10%, este vorba de procent din cadrul operelor europene. Dar, dacă îmi permiteți, ofer cuvântul în partea stângă a mea și după aceea dumneavoastră, da? Vă rog. Cristina? Da, vă rog. Nu, eu vreau doar să menționez că ar fi foarte bine ca aceste puncte să le studiem complet, nu așa pe părți, ce înseamnă cele 10% și tot așa. Deci luăm integral punctele și le studiem pe ansamblu, conform codului audiovizualului. Atât. Nu trebuie rupte din context, fiindcă ceea ce s-a întâmplat acum, noi un pic rupim din context și deja s-au început a calcula matematic. Aici nu e vorba de calcule matematice în mod deosebit. Aici e vorba de lege care ea există, doar că ea până acum nu a fost aplicată de toate televiziunile. Dacă nu a fost respectată. Da, nu a fost respectată de toate televiziunile. Asta este tot. Deci Salmânteanu, companie Prime, televiziune Prime. Dacă ne-am întors tot la noțiunea de dezinformare, aș propune ca noțiunea bunurilor publice, cum a menționat și colegă avocat, să-l înlocuim cu interese publice, dar să nu-l excludem. Noțiunea intereselor publice este menționat și în codul administrativ, articolul 18, a fi ușor pentru autorii să examineze această posibilitate. Dacă să ne întoarcem la cele procente 50-10 produs locale, eu aș da o recomandare tuturor care aduc critici că nu vom avea posibilitatea să cumpărăm sau să îndeplinim sau undeva excludem spațiu publicitar. Eu consider că nu este așa din momentul că, și aduc și argumentul, Consiliul Audiovizual a adoptat o decizie prin care ne permite să completăm chestionarul cu privire la conținutul audiovizual. Și doar dacă adăugăm 10%, ele o să fie foarte ușor, se încadrează. Ele oricum se încorporează, se acoperă una pe alta. Ele nu se exclud prin metoda excluderii. V-aș propune să atragem atenția la punctul 2, care vine să modifice articolul 5, în propoziția 2, dacă îmi permiteți, tot din proiectul legii. Este propoziția care sună în felul următor. Nu pot fi achiziționate programe produse de filiale, reprezentanții ale furnizorilor care provin din state care nu au ratificat convenția. Eu aș fi propus să schimbăm cuvântul achiziționat cu difuzare, fiindcă la achiziționare nu e problemă. Dar el poate fi și donată emisiunea și difuzată. Și atunci el ocolește această restricție de... Și totodată aș propune să excludem o parte din propoziție, și anume produse de filiale sau reprezentanți ale furnizorilor. Să fie doar difuzate un produs care provin din state care nu au rectificat convenția. Atât. Nu trebuie să... Fiindcă sunt acum reprezentanță, sucursale, producători, noi am exclus aici și posibilitatea producătorilor independenți din străinătate. Să ținem cont și de aceasta. Eu am prezent, am făcut, nu știam că trebuia să-l prezent, avem o experiență mai mare în... Am să intervin pe parcurs la articole, că am multe modificări, propuneri.
Mulțumim mult. Marina Mzovă, director executiv IT, Asociația Companiilor IT și Telecomunicații. Noi, în mare parte, o să expunem părerea furnizorilor sau distribuitorilor de servicii media audiovizuale. O să susținem sau o să reiterăm importanța ca în alineatul 4 la articolul 17 să fie exclusă sau utilizată o altă noțiune ce ține de programe audiovizuale inițial produse în state, în state care nu au ratificat convenția, fie iarăși să fie lăsat exclusiv statele care nu au ratificat convenția, pentru că însăși noțiunea de inițial produse este destul de vagă, în opinia noastră. În al doilea rând, un program audiovizual este un ansamblu de imagini, de content care a fost dezvoltat, distribuitorii nu au nici capacitatea și nici nu au dreptul să intervină cu careva modificări în conținutul programelor, dar să ne întoarcem la capacitate, nu pot distribuitorii să urmărească tot contentul care este dezvoltat și să decidă dacă este inițial produs într-o țară sau alta. Am sugerat să fie o altă procedură unde Consiliul Audiovizualului să publice, așa cum se întâmplă și acum, o listă de canale care urmează a fi blocate. De altfel, nu considerăm nici măcar juridic corect ca să fie lăsat la decizia distribuitorilor de a decide dacă este inițial produs sau nu într-o țară care a ratificat sau nu convenția. Noi suntem gata să venim cu detalii adiționale, după caz, să mai explicăm impedimentele pe care le vedem anume la acest context sau la acest articol și cred că o să mă expun foarte succint și la articolul 55. Noi avem deja o experiență unde în 2020 au fost de asemenea operate niște modificări la codul audiovizual și ele de asemenea targetau publicitatea. Curtea Constituțională a declarat neconstituțională prevederea respectivă pe motiv că contravine convenției privind televiziunea transfrontalieră. Încă o dată reiterăm, nu pot distribuitorii nici să înlocuiască contentul, nici să-l monitorizeze activ, pentru că unul nu intră în obligativitatea lor, doi, dacă consideră autoritățile că careva canale trebuie să fie blocate, atunci o procedură clară unde Consiliul ia decizia și ulterior companiile se conformează, ar trebui să fie respectată. Totodată este foarte vagă noțiunea de publicitate targetată. Mai mult ca atât, în opinia noastră, considerăm că contravine și prevederilor convenției care spun că nu ar trebui interzis un canal de televiziune din simplu motiv că are publicitate sau nu. Și iarăși, ce înseamnă publicitate targetată? Cred că asta e întrebarea numărul 1. Considerăm, dar nu vreau să vin cu exemple, dar toți consumăm Coca-Cola. Este considerată publicitatea cu Coca-Cola targetată sau nu? Nu știu, cam astea sunt unele dintre comentarii de bază. O remarcă, totuși, în decizia Curții Constituționale, tocmai că se face referire cu exactitate la publicitatea care ar fi îndreptată și noi am încercat să folosim exact aceeași formulă, da? Deci îndreptată în mod expres și frecvent spre publicul din Republica Moldova, asta înseamnă explicit spre publicul din Republica Moldova. Nu este vorba de situația cu Coca-Cola atunci când este vorba de publicitate generală care nu are o adresă specifică. Deci nu cred că am folosit cuvântul targetat în lege, da? Deci publicitatea îndreptată în mod expres și frecvent către publicul din Republica Moldova. Oricum, aici eu aș avea o întrebare tehnică față de colegii distribuitori, pentru că înțeleg foarte bine că există opțiunea de a avea, a distribui și opțiuni de programe fără publicitate. Noi am analizat și Eu înțeleg că nici măcar nu este mai scump, că s-au mai schimbat deja prețurile pe piața internațională, e un pic altă situație. Deci, înțeleg că tehnic este și asta o opțiune și alte țări chiar au și aplicat-o, au și folosit-o, inclusiv țări din... O să le dăm voie și la colegi direct de la distribuitori să intervină. Ce vreau doar să adaug, în momentul în care am mers la Curtea Constituțională ultima dată, 100 de canale cădeau sub incidența prevederilor ce țin de publicitate targetată. Noi încă nu am făcut o analiză care ar fi canalele de televiziune care ar cădea acum sub incidență, dar suntem siguri că lista de asemenea ar fi destul de mare.
Deci aici rămâne să intervenim cu precizări, pentru că tocmai formularea, cum vă ziceam, din hotărârea curții este un pic altceva decât ce ziceți dumneavoastră. Dar vă rog... Mulțumesc. Mă numesc Andrei Ieșigur, reprezint Orange Moldova. Și eu am participat nemijlocit, am reprezentat Orange Moldova la examinarea de către Curtea Constituțională a Constituționalității prevederilor articolului 66, aliniatul 7 din Codul Serviciilor Audiovizuale. Și pot să vă confirm că, de fapt, motivul principal pentru care Curtea Constituțională a declarat neconstituționale acele prevederi au fost pentru faptul că ele contraveneau convenții europene pentru televiziunea transfrontalieră, în special a normelor cu privire la publicitate. Dacă se analizează, și unul din documentele, apropo, la care a făcut referință și Curtea Constituțională, cel puțin în dezbateri, a fost raportul explicativ la convenție, care explică exact cum se interpretează această convenție. Dacă ne uităm la acest raport explicativ, care este public, la punctele 267-277, acolo este foarte clar, explicit scris, că însăși fapt că publicitatea este targetată, că este sistematică și este orientată asupra publicului dintr-o anumită țară care este membru a convenției, nu este un temei suficient pentru blocarea retransmisiunii acestui post în conformitate cu articolul 4 a convenției, care prevede obligația de liberă retransmisie. Și a doua condiție obligatorie care trebuie să fie îndeplinit pentru ca un post dintr-o țară membră să fie blocat, este ca acel post să retransmită publicitate care contravine regulilor din statul respectiv. Deci două condiții sunt. Una, publicitatea să fie sistematică și orientată spre publicul țării și, în al doilea rând, să încalce careva reguli din țara spre care este orientat. De exemplu, dacă în Republica Moldova ar fi fost interzisă publicitatea alcoolului și o televiziune dintr-un stat membru a convenției ar fi avut publicitate destinată consumatorului din Moldova privind alcoolul, aceasta ar fi servit temei pentru blocarea postului. Însăși faptul că este o publicitate, să admitem, nu știu, la servicii de telefonie, să admitem, da? Chiar dacă ea este orientată asupra consumatorului din Moldova, dar dacă ea nu încalcă careva norme expresă din legislația noastră, ea nu poate fi servit temei pentru blocarea postului. Și eu recomand autorilor totuși să citească punctele care le-am enunțat mai sus, să vadă că, de fapt, asta este abordarea. Și Curtea Constituțională, inclusiv judecătorii, anume, au pus întrebări reprezentanților referitor la aceste norme. Acum, în ceea ce privește restricția de a difuza programe audiovizuale produse în anumite state, eu vreau să atrag atenția asupra unei nuanțe. De fapt, furnizorii de servicii media difuzează programe audiovizuale, iar distribuitorii, ei retransmit servicii media audiovizuale. Adică ei nu retransmit programe individuale, ei retransmit un post TV în integralitatea sa și simultan cu difuzarea lui. Prin urmare, această normă de la articolul 17 alineatul 4, litera B, ea probabil ar trebui să fie separată în două norme diferite. Una care se referă la obligația furnizorilor de a nu include pe postul lor pe care ei îl produc aceste programe vizuale care sunt periculoase pentru securitatea informațională a țării, iar a doilea punct care să fie adăugat aici se referă anume la distribuitori, ca ei să nu retransmită acele servicii media vizuale, cu alte cuvinte posturi TV, care includ asemenea content. Și practica internațională, inclusiv în statele, spunem, dictatoriale, China, Federația Rusă, deciziile privind sistarea sau nesistarea unui post îl iau nu furnizorii, dar îl iau autoritățile respective, Roskomnadzor. Și furnizorii doar se conformează acestor decizii, dar nu fac ei evaluările dacă un conținut e corect sau nu. Deci asta se propune să fie corectat. Și la sfârșit unde... Fie explicit vă referiți, da, pentru că noi explicit, nu am... Da, fiindcă este o diferență în ceea ce face fiecare actor pe piața audiovizualului. Și în ultimul rând, la dispoziții tranzitorii,
Eu vreau să atrag atenția că, deci în cazul în care aceste decizii privind sistarea de transmisie unui post, ele nu se vor lua odată cu adoptarea legii, dar pe parcurs, deci legea asta nu se adoptă pentru o zi, pentru o lună, dar permanent vor fi decizii care vor fi luate și nu este nevoie ca să fie stabilit un termen pentru conformare. Din moment ce s-a emis o decizie privind sistarea unui post, fără întârzieri nejustificate, distribuitorii trebuie să execute această decizie. Și asta nu cere reperfectarea autorizației, fiindcă atâta timp cât modificările se fac în baza unei decizii a autorității publice, nu trebuie să intervină careva reperfectări autorizației sau chiar modificări în ofertă. Și asta a fost și practica de până acum în relațiile cu audiovizualul. Și încă în moment aș fi vrut să-l abordez, dar probabil puțin mai târziu, când să dau voie și la alți expune. Mersi. Ok, mulțumim. Vă rog și după aceea dumneavoastră, da? Da, bună ziua, Camara Voxana, Postul RTR Moldova. Deci, dorim să menționăm că susținem colegii precedenți și considerăm că propunerile în articol 55 și 63 contravin și hotărârii Curții Constituționale și Convenției Europene cu privire la televiziunea transfrontalieră. Ce se referă la hotărârea Curții Constituționale, considerăm că în cazul în care, dacă a fost exclusă obligația distribuitorului de serviciu media de a exclude publicitatea din retransmisă din străinătate, înseamnă că furnizorul are dreptul de a furniza această publicitate din țările europene și nu are importanță dacă este îndreptat spre publicul Republicii Moldova sau spre publicul altei țări. Ce se referă la convenție? Deci, este, în convenție este strict prevăzut că părțile vor garanta libertatea de recepție și nu vor se opune retransmiterii pe teritoriul lor. Aceasta sunt niște excepțiile, dar propunerile pentru articol 53 nu cad sub excepțiile prevăzute. Și la final noi cam nu înțelegem care este legătura între modificarea codului audiovizual privind interzicerea retransmiterii publicității din țările europene și afectarea spațiului public. Deci este înțeles de ce în codul audiovizual sunt adăugate noțiunile dezinformare, careva norme care prevede protejarea spațiului audiovizual, dar ce se referă la publicitatea, deci nu este clar cum publicitatea afectează sau care legătură este cu dezinformarea populației. Mersi. Eu înțeleg că noi avem situații în care aceeași decizie a Curții Constituționale o citim același text, dar o interpretăm cumva diferit. Dar eu vă promit că noi o să ne aplicăm foarte serios și o să revenim în lectura a doua cu un text foarte explicit. Cred că dumneavoastră erați, da? Dacă nu greșesc. Здравствуйте, меня зовут Елена Ренду, я эксперт по стратегическому брендингу. Я бы хотела немножко сместить повестку дня на общие темы. Вы рассуждаете сейчас технические вопросы, обсуждаете детали, но если не решено главное, то нет смысла обсуждать детали. Я здесь не занимаю никакую сторону, я здесь нахожусь исключительно потому, что меня интересует развитие Молдовы и общество целостным, независимым, умным и устойчивым, не в рамках какого-либо электорального мандата, а в принципе на десятилетия, сотни лет вперед. Это значит, что если я здесь нахожусь, данный закон не вписывается в эти рамки. И у меня в руках находится Конституция Республики Молдова. Я взяла первоисточник. Если какое-либо понятие, либо закон не соответствует Конституции, значит, первично Конституция. Что в законе говорится? О том, что каждый гражданин имеет свободу выражения мнения, слова и прочего. Это значит, что ему нельзя ограничивать доступ ни в коей мере, никаким законом. Если же вы хотите ограничить, то это может быть указ, либо какое-то постановление в рамках ограниченного периода, например, действия
в рамках военного конфликта в соседней стране, то есть должен быть обозначен период действия данного ограничения и в связи с чем оно вводится. Второе. Статья 32, пункт 3, что существует запрет. Запрещаются и наказываются законом оспаривание и опорочивание государства и народа, призывы к агрессивной войне, национальной, расовой или религиозной розни, подстрекательство к дискриминации, территориальному сепаратизму, общественному насилию, а также другие действия, посягающие на конституционный режим. Каким образом СИП этим и так занимается? Каким образом ему дается еще какая-то размытая формулировка, что он должен делать в дополнение к своим обязанностям еще что-либо. Dacă nu vă supărați, doamna Radu, pentru că dumneavoastră nu ați participat la ședința precedentă, da, deci noi am analizat... vorbiți că sunt deci, dacă nu vă supărați, noi am analizat inclusiv propunerile colegilor din societate civilă să mergem cu opțiuni separate în cadrul acestei legi, să vedem ce putem face așa încât să securizăm acum partea de activitate care ține de ceea ce înseamnă și competențele existente pentru Consiliul Audiovizualului și activitatea furnizorilor și distribuitorilor. Rău. Și nu vă supărați, eu vă asigur că nu am citit Constituția. Eu înțeleg, ceea ce vreau să repet încă o dată, vă rog frumos, nu ne faceți lecții de citire a textului Constituției, Rău. Pentru că vă asigur că noi l-am citit. Хорошо, я вам сейчас приведу пример, который относится к конкретному вот сейчас заседанию. 8 апреля этого года по каналу «Мессажер», по каналу «Молдова-1» была программа «10 часов вечера. Русский выпуск «Мессажер». Ведущий в прямом эфире говорит о сюжете в Краматорске, когда был взрыв ракеты, попавший в вокзал, и четко произносит в экран текст, написанный на этой ракете, для детей. Говорят, что это особый цинизм. За полчаса до этого по европейскому каналу этот же самый сюжет был показан, и надпись была крупная «для детей». Для русскоязычного зрителя является ли это манипуляцией? Прямой текст. Это значит, что либо не отрегулирована редакционная политика, я не могла потом на сайте сравнить, то есть доступ неравный граждан к информации. Я не смогла сравнить русскоязычный выпуск и выпуск на госязыке, чтобы посмотреть, идентична ли эта информация. Вы... Секунду. Подменяя какие-либо термины, понятия, что-либо в прямом эфире или за кадром, это не просто манипуляция, есть такой термин «коррупция языка», когда меняются смыслы, когда меняются слова и прочее. И я была удивлена, я была удивлена, что это на госканале, который находится под прямым контролем парламента. Există procedură și существует acum. Ли предположение, мы можем предположить, что либо это редакционная политика не совсем четкая, либо это прямое указание дать не совсем ту информацию определенной части общества. Dumneavoastră, în momentul în care, deci în momentul în care observați o problemă sau alta la orice canal de televiziune, dumneavoastră, ca și orice cetățean, puteți să faceți această sesizare. Deci există instrumentele Consiliului Audiovizual. Dați-mi voie, vă rog. Okay. Există instrumentele care și acum sunt prevăzute în codul serviciilor media audiovizuale. Și orice canal, fie televiziunea publică, fie televiziunea publică regională, Găgăuzia Televizionus și așa mai departe, orice canal de televiziune, privat sau public, este responsabil pentru a respecta legea. Și în momentul în care nu se respectă, sesizările și Consiliul Audiovizualului este cel care poate să analizeze o sesizare sau alta și să recomande foarte clar care sunt acțiunile de rigoare. Если происходят такие казусы, значит, не работают ваши правила, которые вот, ну, не работают. Nu vă supărați. Consiliul Audiovizualului deja se vede clar că a început să activeze altfel și monitorizarea se face. Noi, ca Parlament, vom avea numai acțiuni de control parlamentar. Noi nu vom influența în niciun caz, niciodată, nicio politică redacțională. Concret, și nu sunt noi cei care intervin și roagă corectări, nu știu pe unde. Deci, concret, из этого сюжета было непонятно. Знаете, мы конкретно этот сюжет не наблюдали, поэтому продискутировать... Да.
конкретно этот сюжет с нашей точки зрения, вот с моей точки зрения, с юридической точки зрения, неправильно. Потому что я сейчас буду комментировать то, чего не видела. Я понимаю, я просто вам... Я просто должна буду думать о том, насколько ваше личное субъективное мнение, в принципе, соответствует тому, что было по телевизору. Индивидуально рассматривать казусы. Рассматривается закон. Da. Vă mulțumesc. Vă rog foarte mult, stimată doamnă președinte, să nu admitem cel puțin aici în grădirea dreptului la liberă exprimare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Tot nu îngrădim, dar colegi, dacă se poate, pentru că nu avem așa de mult timp. Deci ca să revenim, aici există instrumente și vă invităm și pe dumneavoastră să participați la buna îndeplinire a legii. Dacă îmi permiteți, pentru că chiar nu avem mult timp, eu ar vrea ca totuși toți colegii să reușească să se pronunțe și dacă nu mă înșel, întâi în partea dreaptă văzusem semnalul și după aceea o să vă rog pe dumneavoastră. Da. Mersi. Bună ziua, Irina Coropciun cu Asociația Promulex. Pe foarte scurt, cu privire la modificările propuse pentru Codul Serviciilor Media Audiovizuale, noi ne vom expune doar pe partea ce ține de definiție pentru dezinformare, care, din punctul nostru de vedere, este una ce conține destul de multe expresii vagi și poate reprezenta un risc pentru interpretare eronată. Și deși această definiție are câteva elemente comune cu definiția propusă de Comisia Europeană, cum ar fi natura faptică, intenția, prejudiciu și câștigul economic, totuși sunt destul de multe expresii la care ar trebui să se revină și să se vadă inclusiv cum trebuie să fie ajustate. De exemplu, pentru partea ce ține clarificările care au fost date în paranteză, nu este foarte clar necesitatea acestor clarificări, pentru că deja există în legea 64 privind la libertatea de exprimare o definiție pentru judecata de valoare fără substrat factologic suficient. În același timp, credem că este relevant să se țină cont de declarația comună care a fost semnată încă în 2017 de către raportorul special al Organizațiilor Națiunilor Unite pentru Libertatea de Opinie, dar și OSCE și alte organizații, care au spus foarte clar că interdicțiile generale privind difuzarea de informații bazate pe idei vagi și ambigue, inclusiv știri false sau informații neobiective, sunt incompatibile cu standardele internaționale privind restricțiile privind libertatea de exprimare. Noi oricum am trimis această opinie și dumneavoastră, membrilor comisiei, și cu permisiunea dumneavoastră am să revin un pic la prevederile care au fost propuse pentru codul penal, pentru că data trecută acest proiect de lege fiind foarte vast și aducând foarte multe modificări la numeroase acte normative, am avut și noi nevoie de timp să le analizăm. Și aș vrea să revin la prevederile propuse pentru codul penal, tocmai pentru că data trecută nu s-a menționat nimic despre ce efect ar putea să aibă aceste modificări asupra concurenților implicați în campania electorală, dar și a misiunilor de observare. Și credem că această prevedere la codul penal privind împiedicarea exercitării libere a dreptului electoral sau activităților organelor electorale conține o calificare abuzivă a informațiilor dreptunile care afectează securitatea spațiului informațional și că, de fapt, sunt câteva decizii deja la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de exemplu, cazul Salov împotriva Ucrainei sau Bjezinski împotriva Poloniei sau Kita împotriva Poloniei, care au arătat în ce mod poate fi afectată libertatea de exprimare atunci când, inclusiv instanțele de judecată, pot să interpreteze eronat anumite informații presupuse a fi false sau a fi dezinformare. Deci, una din recomandările noastre este că în forma în care a fost propusă această modificare la codul penal nu poate fi promovată. Mulțumesc. Da, noi și data trecută am discutat cu colegii și am zis că o să examinăm foarte judicios și recomandarea de a merge cu proiecte separate. Acum, pe partea sugestiei dumneavoastră cu privire la definiție, am primit astăzi nota dumneavoastră scrisă, nu am reușit să o citim, nu știu dacă cineva din colegii mei a reușit, dar rugămintea ar fi, dacă se poate, să contribuiți cu sugestii foarte clare pentru formulare, pentru că noi am folosit modul în care este formulată această definiție în Codul Bunelor Practici European, dar este adevărat că este un cod practic, deci nu este un cadru legislativ
un cadru de referință legislativ la care să ne referim, ci tocmai cel practic adoptat de către furnizorii de servicii informaționale în Uniunea Europeană. Cu permisiunea noastră, revenim aici. Silvia Bojogă, reprezentant Multilecom. De principiu, noi susținem scopul acestui proiect de lege, înțelegem seriozitatea chestiunii. Pe de altă parte, am fi vrut să invităm sau să cerem ca să fie examinate cele două chestiuni separate, cea cu publicitatea și cu securitatea mediului informațional, întrucât cea cu publicitatea nu este chiar atât de urgentă și ea implică mai mulți subiecți care sunt afectați, nu doar distribuitorii de cablu, și mai este și hotărârea Curții Constituționale, care până la urmă trebuie să o înțelegem toți într-un anumit mod, sau... Da. De asta solicitarea noastră ar fi ca chestiunea dată sau prevederile date deocamdată să fie scoase din acest proiect de lege, să fie discutat ulterior într-un format, poate nu chiar atât de larg, dar... Noi o să vă rugăm oricum să faceți propuneri foarte concrete, pentru că în funcție de situație vom lua decizia, deci autorii și respectiv vom discuta și la comisie, și ne-ar plăcea să avem niște propuneri concrete de la dumneavoastră ca să reușim să le examinăm, pentru că din punctul nostru de vedere nu, deci noi nu întâmplător am mers și pe aceste aspecte coroborându-le, da? Evident că este spațiu pentru a modifica, pentru a îmbunătăți, și de asta ne-ar plăcea să avem și recomandările noastre. Noi am făcut recomandări prin ATIC, dar putem să le reiterăm încă o dată. Asta a fost propunerea noastră, că acest subiect să fie lăsat pentru discuții ulterioare. Ele pot să aduc cu sine și renunțarea la anumite posturi din spațiul românesc, care sau chestiuni cum interpretăm noi, dacă sunt lăsați distribuitorii de sine stătător să interpreteze, este sau nu această publicitate îndreptată. Nu, aici o să fie instrumente, evident. Deci, da, aici noi și deja aici ne trebuie instrumente concrete, pentru că inclusiv și în cazul cu securitatea informațională, noi bineînțeles că dorim să aducem aportul nostru ca să blocăm, să suspendăm, ca să evităm cumva dezinformarea, dar pe de altă parte să nu uităm că noi suntem agenți economici care activează într-un spațiu sau pe o piață destul de concurențială, și în lipsa unor instrumente noi ne pomenim că singuri ne suntem noi cenzori la grilă sau oferta noastră de servicii, și vrem deconectăm, vrem nu deconectăm, și de atunci aici apar discuții. Aici revenind, deci noi asta am discutat, neapărat este nevoie de instrumente și concepția privind securitatea informațională prevede și crearea unui consiliu consultativ care ar putea să se aplece exclusiv pe aspecte care țin de protejarea spațiului informațional. Și atunci va trebui să coroborăm cumva și partea de lucru asupra acestei legi și ceea ce urmează să fie promovat. Vedem un rol mai activ a Consiliului Audiovizual, întrucât este subiect a concepției de securitate informațională, este una din autorități care pune în aplicare acest plan. De asta am solicitat ca Consiliul anume să vină cu instrumente și criterii, ca să fie un arbitru sau să ne dea o listă clară în care noi să nu avem dubii că iată așa se interpretează legea și asta trebuie de conectat. De aceea, pe lângă subiectele care deja colegii mei le-au discutat și eu le susțin întru totul, că ar trebui să fie divizat un pic furnizori, partea de furnizare între posturi și distribuitori, mai este și articolul care prevede atribuțiile Consiliului Audiovizual, și așa e o interesantă formulare, pentru că Consiliul își rezervă sau este completată legea cu supravegherea spațiului informațional și la final este scris că aplică sancțiuni pentru încălcările admise. Păi iată, n-ar fi mai corect ca ei să dea niște instrumente sau o listă și doar în momentul în care nu se execută să fie aplicate sancțiunile respective, dar nu... Sau în momentul în care nu se execută codul, pentru că codul mai are și alte prevederi, nu deci, doar... Noi ne-am pomenit, nu suntem la prima iterație când noi suntem obligați să blocăm ceva, și câte ori nu ne-am adresat la Consiliu, fără ca să arătăm acum, primim răspunsuri foarte vagi, și atunci noi suntem
puși la alegere. Ori riscăm și mergem la o penalitate, la o sancțiune destul de dură, ori noi cumva mergem înainte cu riscul sau ca să fim mai buni decât concurentul nostru și să nu deconectăm ceva. Și iată, situațiile astea vă rugăm mult să luați în calcul și să fie excluse cumva arbitru ăsta sau liberul arbitru în aplicarea legii. Deci să fie claritate și dumneavoastră să aveți întotdeauna claritate ce urmează. Deci sancțiunile urmează a fi aplicate doar în cazul în care sunt niște decizii executorii care nu sunt, sau niște prevederi clare care nu sunt execută. Nu gen, iată cum este formulat acum, pentru că acum noi nu știm, iată, produs inițial, Euronews tot are produs inițial, deci noi, deși noi continuăm să-l retransmitem. Și celelalte canale care au fost deconectate, ei spun că, dar nu este corect, pentru că ei tot trebuie deconectați. Și atunci noi suntem, iată, încercăm să balansăm între singuri să ne descurcăm cumva. Dar este și o problemă care poate să aibă repercusiuni materiale, pecuniare, dacă agenții economici vă vor da în judecată. Deci aveți absolută dreptate, trebuie să fie foarte clar aici menționat. Noi deja avem practică, unde, inclusiv în Ucraina, mai multe canale de posturi de televiziune au atacat statul pentru blocarea anumitului post TV, X sau Y, și noi înțelegem că acolo chiar este decizie, însă, nu știu, decizia finală a instanței ucrainești a fost că nu s-a argumentat suficient necesitatea blocării și nici de cum nu trebuia să fie pus pe umerii distribuitorilor, mai ales că canalul de televiziune juridic vorbind se află pe teritoriul Uniunii Europene, într-o țară care a ratificat convenția, dar este content în limba rusă. Să nu ne pomenim și noi în situații similare. Nici nu sunt sigur. Acum noi nu oferim, nu asigurăm dreptul posturilor TV de a contesta decizia de blocare, de suspendare retransmisiei, decât în mod civil împotriva noastră. Și asta tot nu este corect, pentru că noi ne asumăm un risc care, de fapt, nu ar trebui să... Deci despre instrumente și coroborare noi deja am zis, da? Vă rog, doamna Belcencova. Есть. Да, все, спасибо. Скажите, пожалуйста, вот на наших слушаниях сейчас присутствуют представители СИБА, тех самых людей, которые, собственно говоря, будут принимать решения в отношении ложной информации? Они были приглашены? Ну, потому что мы am convenit că astăzi discutăm în special pe articolul 7. Și data trecută am avut destul de multe recomandări cum să mergem în continuare pe proiectul de lege. Deci noi discutăm. Invitația noastră a fost pentru discuție pe ceea ce vizează codul serviciilor media audiovizuale. Хорошо, потому что вот господин Послорюк, например, был у меня в эфире, мы затрагивали многие вопросы, на которые мы с ним оба пытались найти ответы и не могли. Тогда я, наверное, сейчас озвучу вопрос, который волнует очень многих журналистов. Я задавала его вам, господин Послорюк. Смотрите, самое сложное, на мой взгляд, что здесь будет, это отражено в статье 2, когда люди будут пытаться понять, что на сегодняшний день является ложной информацией. У меня очень простой вопрос. Вот смотрите, в соответствии с теми поправками, которые предлагаются, значит, здесь написано так, что ложная информация, она исходит от органов государственной власти государств, находящихся в объявленных военных конфликтах, признанных в качестве государств-агрессоров. У меня простой вопрос. Кем признаны? Кто должен признавать, какой государственный орган, может быть, ветвь власти, может, лицо, может, МИД, я не знаю кто. Кто-то должен конкретно сказать, что вот это на сегодняшний день есть государство-агрессор. У меня к вам простой вопрос. На сегодняшний день у нас, интересно, такие государства есть? Если можно, назовите их, мы их, по крайней мере, будем понимать. Второй вопрос у меня. Смотрите, ложная информация. Та, которая продвигает или прославляет диктаторские режимы. Тоже хочу знать, в нашей стране, кто признает, какие режимы у нас признаны диктаторскими. Тоже дайте нам список, мы будем понимать, потому что у каждого человека может быть свое мнение, да, и оно может не совпадать с мнением, например, представителей службы информации и безопасности. Пропишите это. Кто будет признавать государства диктаторскими? Следующий вопрос. Вот здесь вообще классика, мне очень это нравится. Смотрите. Информация враждебная демократическим ценностям и процессам.
Вы знаете, под эту формулировку можно подвести все, что вы хотите. Вот все, что каждый из вас сейчас скажет, я возьмусь и докажу, что оно враждебно демократическим процессам. Потому что я думаю по-другому. Потому что я считаю, что демократия предусматривает что-то другое. И вот таких оценочных суждений здесь очень и очень много. И поэтому, если вы будете, уважаемые депутаты, голосовать за этот законопроект в следующем чтении, и вот это вот за эту воду проголосуете, вы создадите проблемы всем, не говоря уже о других моментах. Это мое личное мнение, на которые имею право. Правда? Спасибо. Desigur. Rugăminte ar fi, iarăși, către toți colegii, atunci când dumneavoastră aveți remarci cu privire la faptul că ceva trebuie să fie modificat, ar fi bine să veniți și cu sugestii concrete. Aceste întrebări pe care le-ați spus dumneavoastră, noi, da, noi le-am și discutat și data trecută, de asta și ziceam că o să mergem pe recomandarea colegilor din societatea civilă să separăm proiectul în două părți. Dar, можно вам человеческий вот вопрос задать? Вот смотрите, в соответствии с тем, что сейчас происходит, вот могу ли я в качестве второго мнения предлагать мнение двух сторон, как украинской, так и российской? Вот, вот вы прочитали этот закон. Как вы полагаете, я должна давать два мнения, либо только одно? Ваше мнение, вот мне интересно. Dar dumneavoastră, eu sper că sunteți și printre semnatarii codului deontologic al ziaristului, deci aveți obligația să dați ambele opinii. Ambele opinii. Mulțumesc frumos! Există codul deontologic și există codul serviciilor media audiovizuale. Уважаемое председательство, еще вы же знаете, что в нашей стране каждый закон трактуется по-разному, не говоря уже о том, что вот здесь есть противоречия. Ну почему же трактуют конституционный суд? Eu cred că noi trebuie să ne străduim să ajungem cu un proiect de lege foarte bun. Apreciem foarte mult comentariile și sugestiile dumneavoastră și chiar mă bucur că ați făcut această mențiune, pentru că este, este obligațiunea dumneavoastră ca ziariști să menționați întotdeauna ambele părți. Și obligațiunea tuturor ziariștilor, indiferent de... Я благодарила вас за это мнение. На самом деле, спасибо, но проблема-то в чем еще? Что вот эта встреча, которая сейчас существует, у нас сейчас осуществляется, если бы мы ее сделали перед первым чтением, вы знаете, как было бы здорово? Вы бы столько услышали мнений от всех вот здесь сидящих журналистов и вот таких вот вещей, таких вопросов, возможно, было бы в разы меньше. Но сейчас мы уже идем по результатам первого чтения. Первое чтение концептуальное, так? Так. Понимаете? А если мы не согласны с концепцией, то нам надо уже куда писать? Тоже вопрос. Eu vă asigur că noi până la lectura a doua putem să facem un proiect bun. Și chiar suntem aici ca să vă auzim. Eu îmi cer scuze că nu am văzut... Da, bună ziua, Țira Dumitru sunt. Realitatea reprezintă astăzi în mod special. Mi-e pare rău, eu nu am posibilitatea să particip la prima dezbatere și nu o să fac referințe la partea conceptuală de dezinformare. O să revin, cu permisiunea dumneavoastră, un pic la discuțiile care au avut loc anterior, legate în special de rolul distribuitorilor și așa mai departe. Eu aș vrea să revin nu foarte departe în istorie, pentru că, în esență, ultimii 5-7 ani este o discuție foarte activă în sensul modificării codului audiovizual. Am ajuns să avem și cod nou în 2018, a serviciilor media audiovizuale, care totuși, după cum vedem, viața evoluează în așa o viteză și măsură în care oricum trebuie să fie ajustat. Eu cred că scopul, de fapt, a tot ceea ce facem noi toți în această sală este să construim o piață media autentică. Eu mă bucur foarte mult că avem colegi din agenții de publicitate aici care înțeleg foarte bine și poate mult mai bine decât noi ceilalți că de fapt nu există în Republica Moldova o piață a publicității bazată pe cerere și ofertă bazată pe principii sau să aibă un element de, sau mai multe elemente de sustenabilitate și războiul din Ucraina a arătat foarte elocvent chestiunea respectivă, având în vedere că 70% din publicitate sau clienții de publicitate s-au retras. Partea cu plasarea furnizorilor de către distribuitori este un moment cheie și este, cred că, unul din puținele pe lângă internet
momente de viitor în businessul distribuitorilor sau companiilor de telecomunicații. Este firesc că oferta lor trebuie să fie una mare și concurența este destul de mare, în special între cei 3-4 companii de distribuție mari. Și eu înțeleg foarte bine, pentru că noi la fel suntem cu Orlife TV clienți a tuturor acestor distribuitori. În același timp, această ofertă, vreau să zic că comparativ cu 5-7 ani în urmă, este mult mai mare, pe de o parte. De altă parte, din acel număr de televiziuni care nu aveau această posibilitate de a promova sau de a transmite către distribuitori, către companiile de cablu și IPTV, feed-ul de televiziune fără publicitate era mult mai mic, acum este mult mai mare și eu cred că în raport cu televiziunile care au caracter internațional, ele deja le au și, mă rog, din discuțiile pe care le-am mai avut cu colegii din piață, cred că în momentul în care s-ar vota în a doua lectură, asta ar însemna poate o pierdere de 20-25% din oferta distribuitorilor, dar asta este o situație generală pentru toți. Eu vreau să vă povestesc din perspectiva televiziunilor, care astăzi nu știu câte sunt, 56, 66 și așa mai departe, care este... Câte? Nu m-am uitat de mult, dar 2 ani în urmă știu că erau 56, la o piață de 12 milioane de euro de publicitate. Situația Lituaniei este fix inversă, cu 12 televiziuni și 55 de milioane de euro, la situația de 2 ani în urmă. Eu cred că noi trebuie să reieșim prin acest proiect și în ulterioarele proiecte din interesul național de a construi o piață audiovizuală autentică, o piață de publicitate autentică, care să reziste și să aibă capacitatea de a rezista la provocările, la orice tip de provocări, de fapt, care se vor mai întâmpla. Desigur că asta cu războiul deja va fi un criteriu care tot va trebui fi inclus în calitate de risc. Tot pentru distribuitori aș vrea să vă rog să vedeți foarte clar, pentru că, într-adevăr, decizia Curții Constituționale a fost oarecum surprinzătoare pentru mine, dar totodată Curtea Constituțională a răspuns la o întrebare din perspectiva juridică, care, desigur că fiecare dintre noi ulterior am interpretat-o în interes propriu sau interes de companie, interes corporativ și tot așa. În mare, codul prevede că se va interzice sau se vor interzice oarecum furnizorii care străini care vor include publicitate care vizează Republica Moldova. Ceea ce, sincer, eu vă zic foarte sincer, de 11 ani de când sunt în media, mi este rușine că noi ajungem să adoptăm o asemenea prevedere, pentru că asta, în esență, înseamnă o rea credință a pieței, dacă se ajunge la o asemenea situație. Doamna președinte, eu să mă opresc aici, nu înainte de a face propunerea, ca la articolul 17, punctul 4, alineat A, pe lângă excepția filmelor artistice și de scurt metraj de care nu au conținut militar, să excludem, precum și emisiunile de divertisment. Pentru că parte de emisiuni de divertisment care sunt în retransmisie, achiziție și așa mai departe, este foarte mare. Eu aș fi de acord să mai dăm o perioadă de grație de un an, dar în momentul în care noi avem 56 sau 63 de televiziuni, în care, sincer vorbind, produc doar 5, noi nu o să avem audiovizual autentic și național nici măcar următorii 25 de ani, așa cum îl avem din ultimii 25 de ani, pentru că forma în care noi îl avem azi, audiovizual național, este o formă pornită la mijlocul anilor 90. Atunci, da, era incapacitate a țării, dar eu cred că și atunci, în principiu, dacă s-a adopta, astăzi noi era să avem un audiovizual național, autentic, de care era să ne bucurăm și de staruri, și de jurnaliști, și de produse, și de multe, multe alte chestii. Vă mulțumesc! Mulțumim! Da. Nu știu care dintre dumneavoastră a fost prima, ok? Poftiți!
Добрый день, Светлана Курмитова, 6. Я позволю себе еще внести, дополнить список не очень точных формулировок. Как бы в целом говорилось много об определении дезинформации, но есть еще один штрих, который туда хочу внести. Мне лично не очень понятно, и, соответственно, думаю, что, наверное, не только мне. К дезинформации относятся заинтересованные мнения, перенятые, и, я читаю в русской версии, и преобразованные в достоверную информацию с предвзятыми аргументами. Ну, вообще, наверное, 90% заявлений политиков можно поднести под эту категорию. Вот сегодняшнее заявление, допустим, генерального примара Кишинева о том, что осенью нам грозят серьезные проблемы с отоплением. Вот его вполне можно отнести к заинтересованному мнению, оно у всех в той или иной мере заинтересованное. То есть, ну, я не знаю, или найти нужно какую-то более четкую формулировку, исключающую вот такие вот варианты, или нам просто мы будем лишены возможности давать любую точку зрения, которая может быть трактована как заинтересованное мнение политика. Ну, какое мнение у политика будет незаинтересованным, в том числе Deci noi despre noțiune am mai discutat deja și, da, nu, și pentru dumneavoastră, da, este aceeași să puneți cu contribuție. К сожалению, мы не знали о том, что были слушания. Doar o remarcă aș vrea să fac aici. Deci noi, în momentul în care am lucrat pe conceptul ăsta și am încercat să vedem și în Convenția Europeană cum a fost folosit acest termen, nu ne refeream la orice afirmație și asta a fost discutată și în ședința noastră precedentă, dar și în grupul de lucru. E vorba de ceea ce poate afecta sau afectează securitatea informațională. Deci nu orice informație și oricând. Și eu am mai dat exemplele astea, pentru că cineva întrebase, dar прогноза метео, дака и грешите, тот факт, что интерпретата какая информация. Если это в законе написано, то мы предполагаем не что имелось в виду в голове у авторов при всем уважении. Но интересно, для чего сопричем орче контрибуция дневастра пентру субстантиера формулы? И поскольку, к сожалению, я знаю, что не все знали о тех первых слушаниях, я позволю себе еще один вопрос по поводу 6 статьи, а не 7, где вносятся изменения в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях. Вот здесь есть такая позиция о наказание идет по нарастающей, и, значит, формулировка «совершенная неоднократно в течение последних 12 месяцев». Ну, неоднократно – это тоже очень такая категория, и 2 раза это уже неоднократно, и 5 – это неоднократно, да, тоже было бы неплохо, наверное, прописать, особенно учитывая, что… Ну, вот в другой, в статье как раз 7 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах, там уже написано «повторное». Aici poate fi o problemă de traducere. Nu, может быть. O să avem grijă să ne uităm. Может быть. Ну, по поводу повторного я бы вот тоже высказала свое мнение, потому что наказания большие, достаточно серьезные, и за повторное наказание, за повторное нарушение, это уже говорю еще раз относительно статьи 7, приостановление действия лицензии на вещание, ну, должна быть какая-то градация все-таки, наверное, наказаний, прежде чем прибегать к крайней мере. Спасибо, конечно, что не на совсем лишение лицензии, но тем не менее. Я бы просила, ну, в действующей практике Совет по аудиовизуалу как бы это используют как инструмент, и это справедливо. Если СМИ допустила ошибку, не предумышленно, особенно сейчас, когда идет вот такая вот информационная война, связанная с войной в Украине, и фейков очень много. Если эта ошибка была исправлена, было дано опровержение, ну, либо в разумные сроки, либо когда появилось это опровержение в публичном пространстве, то не засчитывать это как ложную информацию или фейк, потому что реально фейков очень много, вы это все видите. То есть, да, и плюс добавить какую-то градацию, как бы, к этим наказаниям. Спасибо большое. Мультимим. Повторите. Елена Пахомова, НТВ Молдова, но скорее как гражданские активистки здесь выступаю, они представляют данный телеканал. Я внимательно прослушала первый раунд слушаний. Жаль, что действительно были приглашены не все, многие не знали. Doar o remarcă. Noi am făcut anunț public și înțeleg că nu totdeauna dumneavoastră le vedeți. Acum o să încercăm să punem și pe rețelele de socializare. Da, это будет лучше, потому что... Nu am invitat separat, pentru că ar fi însemnat să fim parțiali. Если не знают СМИ, находящиеся здесь журналисты, значит, мало кто знает в этой стране. По поводу дезинформации. На первых слушаниях очень действительно много говорили о ложной информации, об информации, представляющей
опасность для, для страны. И я так понимаю, что была достигнута такая договоренность отложить на некоторое время, лучше проработать эти термины. Я предлагаю термин «дезинформация» тоже отложить до того момента, пока не будет единого мнения по тому, что считать ложной информацией. Потому что если у нас в одном законодательстве сейчас будет, вы меня, конечно, простите, но как журналист, вот все, что я здесь вижу, это называется вкусовщина. Мы сейчас видим те наказания, которые несут средства массовой информации, которые накладываются советом по телевидению и радио. Я по старинке все КСТРом называю, ну, например, когда журнал ТВ предъявляет претензии, почему было высказано только мнение господина Зеленского, а если Путин не ответил, как можно дать другую точку зрения? Все крайне субъективно сейчас. Поэтому здесь действительно должно быть выверено каждое слово для того, чтобы мы понимали, как нас будут оценивать. Притом все равно это будет субъективизм полный. А второе, по поводу СИБА. Да, здесь в кодексе об аудиовизуальных медиа-услугах ничего не сказано об этом, но мы читаем закон о свободе выражения мнений, и там говорится о том, что противодействие, дезинформация, информация, бла-бла-бла-бла, в период осадного военного положения осуществляется в сотрудничестве службы информации и безопасности с Советом по телевидению и радио. Не нужно ли вот этот фрагмент внести и в аудиовизуальный кодекс, чтобы люди понимали, с чем они работают и что, кто может быть, кто несет эти функции. Это... Там ситуация чрезвычайного положения перенесена на мирное время. Ну вот, немножко нет, но тем не менее. У нас есть один недосягаемый канал, который у нас существует за счет бюджета, за счет наших с вами средств, это «Молдова-1». Ничто из того, что здесь предусмотрено, я так понимаю, не будет применяться к этому телеканалу, потому что... Нет, нет, вы не правы. Ну, вот здесь есть представитель Совета по телевидению и радио, Лиана Вицу, я думаю, что... Ходу сервичилор медиа аудиовизуале are prevederi absolut pentru toți furnizorii. Și cei publici, și cei privați. Dar totuși... Если можно, пояснение. Вот данные все наказания в данной ситуации. Я, например, как физическое лицо, как представитель юридического, пишу, что меня, например, как пример, не устраивает программа «Настоящее время», которая сейчас идет на национальном телевидении, которая это просто рассадник дезинформации, фейков и всего остального. Что может сделать Совет по телевидению и радио в данный момент? Можете ли вы какие-то санкции применить или нет? Monitorizare articolului 13 și sancțiuni dacă se încalcă. Если есть. Прекрасно. Я рада. Потому что немножко другую слышала информацию, но тем не менее. Я бы, кстати, обратила на это внимание. Я здесь это озвучу. Информацию, которую я доводила до сведения Совета телевидения и радио, никто не обратил внимания, что единственная программа на украинском языке, существующая в Республике Молдова, которая называется «Світанок», не существует в Республике Молдова с 16 февраля. Это был последний эфир. На данный момент беженцы, проживающие в Республике Молдова, не имеют доступа к информации на родном языке. Никаких мер никто не принял и не предпринял. Зато у нас рассказы о том, что нам нужно теперь закрывать программы на русском языке на национальном телевидении. Насколько я понимаю, есть большие проблемы и с программами на русском языке. Я не понимаю, почему вы слушаете dumneavoastră, который вы повестите о таком, что вы închise эмиссионные на лимба русском. Ну что вы, я госпожа Корнелию Козанак читаю с удовольствием. Госпожа Корнелия Козанак, вот я читаю с интересом ее в Фейсбуке. Корнелия Козунак, да, инвестигация. Nu vă supărați, dar haideți să nu facem aici iarăși aceleași judecăți de opinie sau referire la opinia cuiva. Deci, eu vă asigur că ceea ce așteptăm noi toți, și eu cred că și dumneavoastră la fel, noi așteptăm tot palierul, ceea ce înseamnă informare corectă a populației și informare de care orice canal este responsabil, indiferent de faptul dacă este public sau privat, eu am toată siguranța că colegii de la TRM vor veni cu o grilă foarte bună în curând și chiar este important pentru noi toți, pentru o mai bună informare. Absolut, pentru că noi cu voi împreună plătim. Ok. Pe povodu размещения рекламы, я так понимаю, что те, кто составлял данный законопроект, не очень знакомы с ситуацией и с теми, кто являются вещателями, потому что по поводу ограничения на рекламу выстрелили себе в ногу. Действительно, вот говорили на прошлых слушаниях о том, что у нас под это попал ТВР. Я не знаю, чем они тоже провинились.
прекрасна телекомпания, она тоже имеет право на то, чтобы размещать здесь рекламу. Айч пропонет реведем, да, с безусловно, конечно, потому что в данной ситуации все должны быть в равных правах, у нас совсем другие юридические сейчас уже зарегистрированы вещатели. И по поводу включения развлекательных программ, Дмитрий Дмитриевич, я... Знаете, мы сейчас идем по пути страны, которая запрещала кружевное белье, потому что лучше носить хлопчатобумажное. Если у нас будут развлекательные программы запрещать, ну давайте перейдем тогда только на какую-нибудь сермяжную правду, и вот только в Республике Молдова. Мы не имеем права людей лишить, ну не знаю, там, киви, бананов из-за того, что в Молдове хорошо произрастают яблоки. Это не очень верно. Я понимаю ваше стремление, мы с вами много лет проработали вместе, плодотворно, ваше стремление развивать местный контент с огромным удовольствием. Вы знаете, я за то, чтобы было больше. Но ограничивать людей, и когда после тяжелого рабочего дня человек не может прийти и посмотреть, ну я не знаю, любую развлекательную программу на любом языке, да хоть итальянскую, с района. Exact asta aș zice și eu. Cred că există foarte multe opțiuni și pentru programe și din alte părți, nu doar, și aici cred că problema cea mai mare ar trebui să fie calitatea lor. Dar dați-mi voi, deci domnul Țirea și după aia domnul Macovei, că își așteaptă deja. Можно еще вот просьбу одну. Вы знаете, просто к огромному сожалению, в последние годы мы наблюдаем массу законодательных инициатив карательного характера и ничего на поощрение. Нам так хочется, чтобы нас поддержали, но поддержали не убивая нас. Я не знаю, чем с Людмилой Бельченковой тут вот провинились в том, что нас вот по всем, все, что идут изменения, оказывается, что мы, как журналисты, хуже, чем кто-то другой. Мы видим то, что нас методично пытаются выпилить с этого рынка и оставить без работы. Пожалуйста, подумайте. Мне кажется, что на вас травить аж о парере деспри проприя активитате. Мне кажется, что тут же... Aici trebuie să, e vorba despre altceva. Dar dacă îmi permiteți, domnul Țirea și după aceea domnul Macovei. Da, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Noi cu Elena am lucrat 3 ani în care am produs tare multe emisiuni autohtone, de care noi tare, tare ne-am mândrit. De asta, Elena, cu siguranță tu știi că asta este posibil. Poziția mea, în general, este mult mai categorică, pe care eu am domnulit-o în ultimii ani. Pentru că eu cred că, de fapt, Republica Moldova trebuie să aibă televiziuni autohtone și tot ce este în retransmisie să meargă în original pe cablu și IPTV. Eu m-am abținut, ca să zic așa, 5, 7, 10 ani în urmă, deși am tot spus-o, pentru că nu exista ofertă și nu exista posibilitate pentru chestiunea dată, dar eu cred că și sunt foarte convins că jurnaliștii starurile care sunt în Republica Moldova, care pot crește, care astăzi sunt, cred că, 200 de jurnaliști fără de lucru, dacă nu mai mulți în piață, facultatea care produce câte 100 de oameni și din care în profesie intră 2-3 pe an, asta tot nu e ok, Mediacorul care s-a făcut la universitate și care este o șansă reală și posibilitate de a crește și a dezvolta, există câteva case de producții sau studiouri care s-au format în ultimii 2-3 ani, există câteva televiziuni care pot să-și permită chestiunea asta. Deci, credeți-mă că în 2 ani piața noastră se va transforma. Când cetățenii noștri merg în Turcia, ei se uită la ORT International, NTV International, RTR International și așa mai departe. Eu sunt convins că și colegii din NTV, și colegii din RTR și din alte televiziuni care sunt în retransmisie au capacitatea și sunt în stare să producă 5 emisiuni pe săptămână în afară de știri, în afară de talk show-uri și așa mai departe. Sincer, piața noastră și țara noastră niciodată nu va avea audiovizual dacă noi în continuare o să stăm să așteptăm avioanele. Mulțumesc. Da, deci trebuie să ne concentrăm pe dezvoltare. Domnul Macovei, vă rog. Da, mulțumesc tare mult, Pietru Macovei, Asociația Presei Independente. Cumva Dumitru a spus exact ce am vrut să spun eu, dar nu înainte, eu aș vrea să-mi exprim oarecum convingerea de necesitatea acestei legi, mai ales când auzi oameni care lucrează la filiale ale portavocii propagandei Kremlinului, care spun că năstăiașe vreme rasadnic fake-ov, asta înseamnă cât de mult de lucru există pe piața medie din Republica Moldova pentru a proteja de elementele influenței străine. Dar asta așa, cu o abatere lirică la ce a spus anterior alte colegi.
Eu, solicitarea mea către grupul de deputați care a elaborat proiectul de lege este să includeți principiul bunei credințe în, atunci când ne-am spus că și în lege este prevăzut atunci când este vorba de o încălcare și ulterior când este vorba de încălcare repetată, lucrul la care s-au referit și colegii, să fie evaluat neapărat și principiul bunei credințe. Dacă jurnalistul a fost de bună credință, și apropo acest principiu este și în întreaga jurisprudență a Curții Europene pentru Drepturile Omului în cazurile care vizează mass media, dacă jurnalistul a acționat cu bună credință, pentru că el poate să și greșească, dar însă dacă a fost intenția rea versus buna credință, atunci acesta este un motiv pentru a aplica sancțiuni, dacă există intenție. Deci principiul bunei credințe, după mine, trebuie să fie legiferat inclusiv în acest proiect de lege. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai întâi dumneavoastră... Можно реплику господину Цире. Я не вам виза, доню. Господину Цире. Я знаю, да, очень бы. По поводу производства местного. Когда вы говорите о том, что это все хорошо в кабеле, извините, как бы мы ведь конкурируем, производители местные, с теми, кто размещены в кабеле, абсолютно так же. Потому что у зрителя в руках пульт с 200 каналов, и он выбирает между местным производителем и производителем из другой страны точно так же. Более того, это неравная конкуренция, потому что как бы у нас есть масса обязательств, это собственный продукт 8-часовой, 10% еще как бы независимых студий, стоимость контента которого, как вы знаете, выше, чем зарубежного местных студий, насколько он дорого обходится. Вы знаете хорошо себестоимость работы по производству этого контента в Молдове. Мы вещаем. Я говорю о том, что производить шоу такого плана и лишать их зрителя, молдавский рынок не сможет еще, наверное, ну, не знаю сколько лет, тех шоу, которые производят Румыния или Россия или Италия и так далее. Потому что рынок рекламы, как вы знаете, с каждым годом сокращается. А откуда берутся эти средства? Da, înțelegem ce spuneți, dar cu permisiunea dumneavoastră, tot dumneavoastră vorbeați și despre dezvoltarea sectorului. Deci dacă noi o să ne punem numai întrebarea, da, dacă... Putem запретов, а путем стимулирования, путем хоть однажды за столько лет появления каких-то рычагов, государственных заказов для телеканалов и так далее, и так далее. Для того, чтобы... Despre asta ar urma să discutăm. Какие-то льготы налогообложения, ну я не знаю, здесь можно подумать над... Ar urma să discutăm, dar asta nu face obiectul legii acum, mulțumim foarte mult, doar aș vrea să... Da, înțeleg. Doar aș vrea să subliniez încă o dată că se pare că cel puțin pe partea de interes pentru dezvoltarea domeniului, noi cam toți suntem de acord, da? Deci cum să găsim instrumente foarte bune pentru dezvoltarea domeniului. Și aici, cu tot respectul, dar în momentul în care argumentul este că costă mai ieftin să retransmiți altceva, da, dar cel puțin atenție la calitate în acest moment. Dar eu nu o să comentez pentru că nu sunt... o să rog doamna Vuza și după aceea... Okay. Bună ziua, sunt Cristina Pohilenco, Jurnal TV. Nicio problemă. Doamna Buzai din Coace, scuzați. Colegii de Breaslă. Eu vă mulțumesc mult pentru a doua rundă de audier. Eu în continuare sunt mirată că noi discutăm despre cât de greu este să produci content autohton, când pe piața locală avem câteva posturi de televiziune care fac asta de foarte mult timp. Și calitatea contentului continuă să crească pe zi ce trece. Eu cred că 7 ore, 8 ore, 10 ore sunt mai mult decât ok pentru ca un post de televiziune să creeze. Mai mult decât atât, în discuțiile pe care le avem acum, noi nu schimbăm doar o lege sau schimbăm un paragraf sau două litere. Noi, pe bune, contribuim la dezvoltarea unei întregi industrii care există într-o țară normală. Mass media, locală, autohtonă, despre care vorbea și Dumitru. Mai mult decât atât, noi aici vorbim despre dezvoltarea industriei din mai multe puncte de vedere. Colaborări între radiodifuzori, posturi de televiziune cu case de producții independente, case de dublaj, case de subtitrare. Deci aici vorbim despre dezvoltarea industriei din toate punctele de vedere. Din propria experiență, într-adevăr, un post de televiziune nu trebuie mereu să producă el content. Există colaborările cu casele de producție, casele de producție filmează emisiuni de divertisment, seriale, filme,
și radiodifuzorul difuzează. De exemplu, noi în 12 ani de activitate am colaborat cu mai multe de 8 case de producție independente din Republica Moldova și am difuzat contentul la televiziune, la postul nostru de televiziune. Referitor la posturile cu retransmisie sau argumentul precum contentul străin ar trebui să fie prezent în crilă. Da, într-adevăr, trebuie să fie un echilibru armonios între contentul autohton și cel străin. Dar contentul străin ar trebui să fie difuzat în conformitate cu legislația în vigoare. Și acum este o situație fără precedent. Este vorba de un război care este lângă noi în țara vecină și aici trebuie să fie luate niște decizii în interesul național, nu în interesul public, personal al fiecăruia în parte. Contentul străin face mare diferență de către contentul retransmis. În momentul în care tu achiziționezi un content străin, tu ai dreptul să folosești acel content în orice zi, la orice oră vrei tu, conform politicii tale editoriale și grilii tale. Contentul retransmis este retransmis la acea oră la care se retransmite la canalul mamă. Deci este o mare diferență. Și odată cu dezvoltarea întregii industrii, probabil și agențiile de publicitate ar fi interesate să susțină, să sprijine produsul autohton, ca acesta să devină competitiv și cât mai interesant pentru toată piața și pentru consumatori. Mulțumesc mult! Mersi. Pot să dau... ok. Aveam aici colegi, după asta revin eu. Da, deci două remarci. În primul rând fac un pas înapoi, fiindcă a fost o discuție mai devreme, dar n-am comentat-o. Eu vreau să vă spun că atunci când Parlamentul prima dată a încercat să interzică retransmisia postului străinii publicitate, noi neștiind care va fi soluția juridică în final, am informat absolut toți partenerii din străinătate de la care preluăm posturile despre această interdicție și am întâmpinat că ori să ne dea un post curat de publicitate, ori va fi nevoit sistem. Și noi am primit scrisori, din păcate, numai de la un număr limitat de posturi. În principal, astea erau posturi internaționale cu renume, vorba de TV5 Monde, BBC, RTL, France 24, mi se pare că France Media, Discovery. Și aceste posturi ne-au spus, în primul rând, că ei n-au de gând să producă content pentru Moldova. Publicitatea pe care o retransmită este o publicitate care pentru fie zona întreagă, că e vorba de Europa sau că e vorba de toată lumea, sau în cazul RTL, îi spuneau că general, pentru publicul din Austria, Germania. Și au spus că dacă nu se schimbă legislația la voi, atunci nu vom putea retransmite postul. Din cât știu, TV5 s-a adresat și la Consiliul Vizual, unde e atenționat cum așa... Totuși, noi nu încercăm să respectăm legislația Moldovei și tuturor țărilor unde noi retransmitem postul nostru, dar asta e o măsură disproporționată. Deci contentul fără publicitate curat, spunem, nu e așa de ușor disponibil cum se sugerează. De obicei, apropo, anume posturile ruse sunt cele mai disponibile de a ajusta propriul content în așa fel ca el să corespundă rigorul din țările care transmit. Și asta a fost și atunci când publicitatea s-a interzis și chiar unul recent când conținutul militar a fost interzis, deja câteva posturi din Federația Rusă au spus ok, noi scoatem filmele cu conținut militar și vă rog, retransmiteți-ne mai departe. Deci pentru dânsi asta nu era o problemă. Pentru cele din alte țări pot fi o problemă mai mare. Și a doilea aspect cu propunerea domnului Țâra referitor la interzicerea posturi străine care includ divertisment. Eu, ca jurist, privesc chestia asta prin aspectul Constituției. Noi toți știm că în Constituție există dreptul de acces la informații. Deci, ca să îngrădești acest drept, trebuie să te conduci de articolul 54, care prevede că trebuie să urmărești un scop legitim prevăzut de lege. Codul vizual deja prevede norme care sprijină într-un fel sau altul conținutul fie în limba română, fie autohton. În primul rând, toți distribuitorii sunt obligați, cel puțin 50% din posturile existente din Moldova, să le retransmită. Și nu sunt așa de multe posturi ca ele să ajungă la așa o cifră în grila furnizorilor, fiindcă suntem nevoiți să căutăm niște posturi care chiar nu le privește nimeni. Și a doilea moment, că 50% din grilă, cel puțin, trebuie să fie din țările care fac parte din Convenția Europeană. Și asta tot asigură un nivel foarte mare ca să schimbi cumva gusturile populației de Republica Moldova. Corect a spus domnul Țâră că dacă norma asta se exclude, probabil undeva 25% din grila actuală a distribuitorilor o să fie scoasă.
Nu știu dacă interesele cui prevalează în situația asta, interesele consumatorilor care ar vrea să aibă conținut alternativ 25% sau interesele agențiilor de publicitate și poate și a posturilor. Dar pe cât scopul este va fi atins? Dacă 25% din conținutul de divertisment va dispărea de pe ecrane, dar va rămâne 75% din țările convenției, din SUA, din Marea Britanie, din Canada, cât de șansă o să aibă televiziunile autohtone să dezvolte, având așa o concurență puternică? Eu nu cred că șansele lor de a prevala o să difere foarte mult cu interdicția acestui conținut. Și până la urmă, probabil, nu știu, merită de analizat practica altor țări. Eu nu știu dacă mai există careva țări, din, cel puțin democratice, în care conținutul străin de divertisment este interzis cu scopul de a dezvolta conținutul autohton de divertisment. Aici aș avea o remarcă. Deci cred că e un pic de confuzie care este scopul, în primul rând. În al doilea rând, dumneavoastră, când faceți referință la dreptul la informare, e un pic de diferență totuși în partea de livrare a informației și partea de divertisment. Nu o să comentez pentru că nu sunt specialist, eu sunt consumator, dar eu aș vrea totuși să fie niște lucruri de calitate și nu niște lucruri în care se inserează propaganda. Deci aici, evident, urmează să analizăm, dar cred că sunt suficiente exemple în care s-a mers și pe versiuni și mai dure. De excludere totală. Deci, cumva, trebuie să fim foarte atenți atunci când vorbim despre accesul la informație și accesul la un produs calitativ și partea de dezvoltare a domeniului, așa cum vorbeau colegii. Vă rog, și da, după asta dumneavoastră. Mersi. Dorel Samuila, SEO Publicis Media. Eu sunt cam unicul, cred că, reprezintă piața de publicitate sau agențiile de publicitate, de asta m-am simțit vizat în una din... și vroiam să aduc și eu un comentariu. Am să încerc să fac o analogie. Deci, anul trecut am avut problema gazului. Și cu părere de rău n-am putut să nu cumpărăm. Deci, avem posibilitatea să-l cumpărăm din Uniunea Europeană, dar e foarte scump. Și dacă noi am fi continuat să-l cumpărăm în continuare, pur și simplu nu puteam să mai compensăm, adică nu erau bani. Deci în acest context vroiam să dau aici o replică referitor la susținerea posturilor autohtone. Noi nu suntem împotrivă și noi, voi știți care e abordarea noastră și pragmatic vorbind. Advertiserii cumpără acolo unde este mai ieftin pentru ei. Deci în momentul în care, iarăși, nu sunt, adică să fie clar poziția noastră, noi nu suntem împotriva dezvoltării domeniului, suntem foarte ok că el să crească și să dezvolte pe produsul autohton. Ideea e că dacă se va aplica imediat acum, mă rog, toate normele astea legate de conținut, pur și simplu se va prăbuși piața de publicitate, va trebui să găsească, iarăși, probabil, statul bani să susțină televiziunile pentru ca toți să iasă din toată istoria asta. De ce? Pentru că audiența nu va pleca imediat la stațiile care... Deci, la moment... Există situația că stațiile care retransmit din Federația Rusă au probabil 60% din cota comercială de difuzare în Republica Moldova. Deci în momentul în care vor fi impuși să-și schimbe cotele de conținut sau, mă rog, vor dispărea ca stații, audiența nu va pleca imediat la Jurnal TV sau la TV8. Într-o proporție anumită, probabil imediat acum. Dar ei vor pleca pe alte canale de comunicare, online, spre exemplu. Asta înseamnă că advertiserii nu vor pleca la stații, la posturi de televiziune. Adică mesajul era... Bun, aici vroiam să zic că noi nu suntem împotriva de a motiva advertiserilor să achiziționeze, doar că în momentul în care noi o să venim și o să le zicem, deci, VS, cum achiziționați anul trecut, anul ăsta va trebui să plătiți plus 80% la preț, televiziunea ca și canal de comunicare devine neconcurentă internetului, pentru că la moment televiziunea e mai ieftină decât plasarea publicității online și în momentul în care va dispărea inventarul ăsta ieftin, noi zicem inventar, scuzați, va dispărea eterul ieftin pentru ei și plus oamenii vor pleca, deci ei nu vor avea acea acoperire, deci avem o problemă. Și aici
Ceea ce zicea și Dumitru, probabil, adică sunt foarte ok să ne mișcăm spre ceea ce, unde vrem să ajungem cu cota conținutului local, doar să fie cumva gradual, într-un interval de timp să aibă loc tranziția asta. Aici, înainte de a oferi cuvântul domnului Buza, aș vrea doar o remarcă să fac, pentru că, iarăși, nu este neapărat obiectul legii, dar eu cred că noi avem probleme destul de serioase atunci când este vorba de analiza audienței și modul cum se face această analiză și care este tabloul real. Eu cred că aici merită să ne uităm cu atenție. Da, aș putea să vă dau și aici un... Colegii mă știu, sunt foarte intu. Da, da. Dar aici e cumva un pic alt subiect. Și din punctul ăsta de vedere, deci orice proiect de lege trebuie, din punctul nostru de vedere, să urmărească dezvoltarea domeniului. Deci nu este vorba de a încerca să... Orice avantaj pe care trebuie să-l aibă o asemenea lege trebuie să avantajeze produsul local sau orice alte prevederi care sunt acum în codul serviciilor media audiovizuale. Din ceea ce spuneți dumneavoastră, zic, remarca este că partea de audiență este o problemă și în al doilea rând, atunci când vorbim de costuri, înțelegem foarte bine, dar asta înseamnă și o problemă de concurență. Și aici Consiliul Concurenței trebuie să vadă ce se întâmplă și pe piața deplasarea publicității și toate aceste aspecte care chiar sunt de analizat la modul serios. Da, dar mie mi se pare că este suficient timp pentru ca toate televiziunile să-și revadă cele 8 ore de content autohton, așa cum noi, inclusiv Jurnal TV de 11 ani, noi de 5 ani deja producem acele 8 ore conform codului audiovizualului și nu este imposibil. Deci chiar nu este imposibil. Și eu cred că piața este gata să accepte această perioadă de tranziție. Ea nu va dura mai mult de 3 luni, vă asigur, Dorel, exact 3 luni. Contractele se semnează pe un an, adică deja o etapă de tranziție de 3 luni înseamnă renegocieri, intrări în dispute legale. Absolut, și inclusiv a noastră, noi tot avem departamente comerciale în care ne putem implica să ducem la bun sfârșit. Dar dacă noi de fiecare dată o să tragem de acest timp, când o să ne dezvoltăm? Ce facem noi, domnul Macovei data trecută spunea foarte bine. Noi trebuie să civilizăm această piață. Nu mai putem lucra în așa condiții. Nici agențiile, inclusiv agențiile. Să fiu pragmatic, nu sunt împotriva dezvoltării pieței media. Eu zic că la moment se creează, deci există impresia că în momentul în care sunt 2, 3, 4 împreună cu GMG, cred că o să fie cam vreo 8 televiziuni, da, care o să respecte toate prevederile codului. Așa. Deci nu înseamnă că de pe stațiile sau oamenii din Moldova sunt deprinși să privească un timp de conținut. Deci eu pragmatic vorbesc la moment. Foarte deci bine, nu interzice să-l privească în continuare. Eu ziceam despre faptul că în momentul în care audiența asta va pleca de pe stațiile respective, ea nu va veni automat la stațiile care rămân și vor continua să... Asta dovedește că noi nu o facem pentru publicitate. Asta dovedește că noi vrem o media sănătoasă. Ok, asta vedește că noi nu o facem pentru publicitate. Noi suntem gata să așteptăm să vină publicitatea. Când o să vină, atunci să fie, dar să fie corect. Ok. Ok. Scuze, colegi. Aici, după aceea, colegii de la RTR. Da, mulțumesc foarte mult. Am vrut să revin la colegul de la Orange. Eu m-am referit la furnizori, nu la distribuitori pe partea de entertainment. Asta e o chestiune și o chestiune foarte importantă în principiu. În partea ce ține de canale cu și fără publicitate și mai departe, eu vă asigur că din celelalte 25 la care am făcut eu referință, ele în esență, în logica propunerii de modificare a legii, ea nu va afecta, pentru că eu nu cred că TV5 sau la care ați făcut dumneavoastră referință o să aibă publicitate targetată pentru Republica Moldova, contractată în Republica Moldova și așa mai departe, pentru că asta de fapt e o chestiune absolut anormală. Pentru colega de la TV7 vreau să zic, astăzi sunt 3
6. Corect sau nu? Mai e o problemă cu numerologie. A, TV6, pardon. Astăzi sunt trei modalități de distribuție, sau două de fapt. Este cablu plus IPTV, care este peste 80% din țară. De asta, practic, orice televiziune, inclusiv regională, poate să devină națională. Și este multiplexul, care eu cred că puțin din această sală și care nu sunt în această sală își permit. Și asta e tot. De asta, la nivel de acces, și accesul la informații, în esență, la toți. Eu mă refeream la canalele care sunt în retransmisie, de asta ziceam că eu sunt mai categoric în sensul ăsta. Exact în contextul accesului la informații, noi putem să le avem în cablu și IPTV. Și cei care vor, într-adevăr, să facă televiziunea autohtonă, cei care, într-adevăr, vor și își permit să investească într-o televiziune autohtonă, să o facă. Pentru că, în condițiile date, da, noi o să avem audiovizual autohton. Dorel, o foarte mică remarcă, dar nu pentru tine, pentru sală, în esență. Da, este adevărat, banii de publicitate se transpun la audiență. Într-o variabilă foarte mică, de 2-3 până la 5%, cine este mai șmecher și cine se percepe mai bine să vândă. Dar în condiția în care codul va intra în vigoare, în condițiile actuale, asta înseamnă că piața de publicitate se va îngusta, asta înseamnă că televiziunile, de fapt, care vor avea publicitate, această publicitate va deveni mai scumpă, dar nu cu mult, pentru că altfel televiziunile sau clienții, de fapt, vor căuta alte soluții alternative, fiind Google, Facebook 80%, online-ul care formează 20% ca bani propriu-zis, dar aici o să fiu de acord că, de fapt, într-un an, doi, piața se va reașeza și vor apărea, noi cu toții cunoaștem banii care au fost promovați prin IREX pentru proiecte, spre exemplu. Prima rundă a fost la nivel de interesant, ha-ha, a doua rundă deja a fost mai profesionistă și eu sunt convins că următorii bani pe producții care se vin, o să genereze producții mult mai serioase și mult mai bune, mult mai calitative. Deja anul 2021-22, comparativ cu 19-20, este mult mai bun la nivel de calitate, la nivel de oportunități și posibilități care sunt astăzi în piață. Vă mulțumesc și eu aici mă opresc deja, da, nu mai dau nicio replică. Vă rog, domnul Sergeev și după aceea doamna Pahomova și după aceea dumneavoastră. Domnul Sergeev, scuze. COVID, uite, îmi pare rău. Mulțumesc frumos, sunt Evgenie Alexatovici Golășapov, astăzi sunt aici în calitatea mea de expert independent în drepturile omului. Mulțumesc frumos pentru organizarea acestor audieri pe un subiect foarte important. În primul rând aș dori să fac o notă preliminară despre intervenția mea. Eu înțeleg scopul și necesitatea acestor regulări noi, deci asigurarea păcii, protecția țării. Totuși, măsurile care sunt propuse nu sunt întotdeauna proporționale și necesare. Și de aceea consider că noi putem să intrăm în istoria ca un fel de prima țară care a regulat acest domeniu de informații false, dezinformare, dar putem, riscăm să intrăm în istoria ca o țară cu exemplu care nu trebuie să fie urmat. De ce? Aș dori să explic mai departe. În primul rând, domeniul dezinformării este mai politic, noțiunile sunt mai politice, dar noi încercăm să regulăm acest domeniu cu instrumentele de drept. Și de aceea, anume de aceea, nu prea avem exemple de așa fel în alte țările, pentru că ei nu au ajuns la aceste noțiuni politice care trebuie, pot fi cumva definite în mod juridic. Deci noi intrăm în această sferă și de aceea avem atâtea opinii diferite privind noțiunile, conținutul noțiunilor și propunerile de cu amendamente. Mai specific pe proiectul de lege. În proiectul de lege noi avem câteva referințe la Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră. Cu scopul de a limita
transmisiunile din anumite țări. Dacă noi verificăm scopul și obiectul convenției, scopul și obiectul convenției este facilitarea schimbului, nu limitarea schimbului. Dar și protejarea spațiului propriu și produsului propriu. Și de aceea noi utilizăm această convenție în scop incorrect pentru a limita transmisiuni. Asta e una. Al doilea, eu am verificat câte țările au ratificat convenția. 34. Ok, să adăugăm încă câteva statele membri Uniunii Europene care nu au ratificat convenția, plus SUA și Canada, hai să fie 40 de țări. În lumea noi avem vreo 200 de țări. Ce să facem cu cele rămase? 160 de țări. Oare aceste țări produc minciuni, produc falsuri, dezinformări, chiar toate țările? De ce noi trebuie să limităm posibilitățile de schimb informațional numai la 40 țări din lume și să excludem din spațiul informațional noutățile, analitica și așa mai departe, din 160 de țări. Noi nu suntem în stare de război cu aceste țări. De aceea, utilizarea convenției anume cu așa fel de efecte este una greșită și nejustificată. Concluzia, noi trebuie să bazăm analizele noastre pe conținutul produsului sau pe conținutul programelor, nu pe țara de proveniență sau nu reșim din faptul cine a ratificat această convenție sau nu. Deci, propunerea mea că nu să utilizăm convenția cu scopul de a limita, dar să utilizăm alte instrumente care vor fi mai obiective pentru a proteja inclusiv și spațiul informațional. Cum ar fi, de exemplu, noi dacă să reșim din conținutul produsului specific, concret, noi avem Consiliul Audiovizualului care poate să monitorizeze programele și apoi să vină cu concluzii privind posibilitatea transmiterii unui program sau altui program. Avem stare de urgență, Consiliul are acest timp, poate să se utilizeze în această perioadă pentru a monitoriza programe din diferite țări, și din Federația Rusă, și poate din Belarus, și din alte țări, dacă va fi necesar. Deci aici vom avea o abordare mai specifică, concretă, bazată pe produs, dar nu pe țara de proveniență. Următorul punct. Aș dori să susțin că nu se afectăm domeniul culturii. Deci această propunere de amendamente la articolul 17, aliniatul 4, litera A, ca să fie exclus în totalmente din proiectul de lege. Cultura este cultura, nu trebuie să limităm aceste posibilități. Următorul punct. La sfârșitul proiectului de lege se propune schimbarea cuvintelor participant la cu cuvintele care a ratificat. Eu înțeleg că în referință cu Convenția Europeană, această schimbare, din punct de vedere juridic, nu este una corectă. Pentru ratificare este numai un mecanism cum un stat poate să devină parte la document. Chiar dacă să verificați în Convenția, în această convenție, articolul 29 și articolul 30, o să vedeți că sunt 4 diferite mecanisme de aderare sau la acest document. Ratificare, acceptare, aprobare și accesare. De ce noi trebuie să limităm numai la un mecanism? Deci trebuie să rămâne participant la, nu trebuie să fie schimbat cu cuvintele care a ratificat. Următorul punct și voi finaliza treptat. Eu cred că în final vom avea limitarea spațiului informațional din Federația Rusă și vom avea ca efect micșorarea spațiului informațional în această limbă. Totuși, noi avem mai multe persoane în Republica Moldova care prefer să consumă informații în această limbă. De ce să nu facem produs local bun în limba rusă? De aceea
chiar despre asta aș dori să vorbesc. Deci, de aceea, noi trebuie să liberalizăm spațiul mediatic din punct de vedere lingvistic, ca să fie mai multe posibilități de a extinde producerea programelor în diferite limbi. La moment, noi avem prevederi mai restrictive, deci prescripții, privind proporțiile în diferite limbile și așa mai departe. În mod normal, aceste prescripții pot exista pentru posturile TV publice finanțate din bugetul de stat, dar ele nu trebuie să existe pentru televiziuni private. Pentru televiziuni private pot fi utilizate alte mecanisme de motivare pentru ca să fie utilizate diferite limbi sau produse programe în diferite limbi. Cum ar fi și măsuri și legate cu măsuri fiscale, tehnice, organizaționale și așa mai departe. Sunt recomandările în această privință, în special elaborate de OSCE, foarte bune, deci se poate utiliza aceste propuneri. Și, în final, ultima propunere, noi vorbim despre protecția spațiului mediatic, în special protecția împotriva informațiilor care provoacă ură în societate. În Parlament noi avem deja de câțiva ani proiectul 301 pe hate speech, pe vorbele de ură. Vă rog, aprobați acest document și prin acest document deja va fi posibil de făcut mai multe schimbări, inclusiv și în spațiul mediatic. Noi acum elaborăm ceva nou, ceva problematic, după cum vedeți cu toate aceste opinii, dar proiectul 301 este deja destul de bine definit. Se poate de procedat mult mai repede cu acest document și vom vedea efectele pozitive. Vă mulțumesc frumos! Da, pot doar să remarc că noi în următoarea perioadă neapărat vom examina proiectul 301. Doar mai vreau să fac și remarca, noi deja avem prevederi în Codul Serviciilor Media Audiovizuale cu privire la discursul de ură, deci el există și în cod, chiar dacă 301 încă nu este aprobat. Domnul Sergeev. Добрый день всем. По законопроекту. Вначале юридические аспекты, которые меня смущают. Четвертая статья, 17-я, точнее 17-я статья Алинеа Тулпатова. Честно говоря, у господина Плохотника как-то получше звучало и более понятно. Милитар консенут. Где в кодексе указано, что такое милитар? Ну, мы понимаем как бы его на уровне толкового словаря, но что это в рамках закона, как его определить? Да. Ну и во-вторых, будет мелодрама там, сериал идет про любовь. Проехал танк, то он танкист. Она повариха. Ну это что? Военный или милитар? Я понимаю, что окей, логик, ну. Но... Вы поймите, у нас весь кодекс построен на том, что толкование дает только ЧА. ЧА мониторит, ЧА устанавливает, ЧА дает толкование. У ЧА есть такие специалисты? Ну, логик как бы у нас, извините, полиция устанавливает, прокуратура проверяет, суд решает. Pentru precizări noi ne vom strădui, pentru că, da, conținut militar, conținut militarist, conținut de promovare a războiului... Можно трактовать любую передачу, если там появится какая-то пушка, пистолет, либо еще что-то. Nu, cu precizări vom reveni. Aici vă rog totuși dumneavoastră să nu exagerați, pentru că nu e vorba de situații în care e propagandă clară a războiului. Deci... Мы понимаем, против чего это настроено, cam corect a fost informaționale, analitice, mai corect. La punctul 28, regimul juridic. Я понимаю, что мы охраняем секуритати национала. Но думаю, что в данном пункте давно уже назрел вопрос поднять публичность источников дохода телекомпаний.
Зритель имеет право знать, кто финансирует телеканалы. Потому что на данный момент у нас существует GMG, который инициатор, журнал ТВ, ТВ Опт. Берем GMG. Кем был создан этот холдинг? За счет каких денег? Какие вливания? Только дмитрия, ну, вредь, анализируем акума, де чине а фост креат ТР и де чине а фост креат алчинева. Да, давайте проанализируем. Haideți atunci să punem accent pe ceea ce ați spus și noi chiar o să ne aplicăm serios. Deci, sursele de finanțare trebuie să fie foarte clare, da. Mai mult de atât și responsabilitatea pentru raportare publică. Deci, absolut de acord aici. Nu, da. Nu aș vrea să personalizați acum discuția. Я очень поддерживаю, чтобы консилиум конкуренции совместно с ЧА провели анализ рынка, кто какие деньги зарабатывает. Și pe această cale chiar vrem să rugăm public, toți difuzorii și furnizorii de servicii media să fie corecți și în momentul în care prezintă rapoartele către Consiliul Audiovizualului și pun rapoartele astea care ar trebui să fie publice, da? Deci să fie corect și să indice sursele de finanțare, desigur. Dar nu să scrie acolo secret comercial, nu vă supărați. Nu, для средств массовой информации это не должно быть секретом, потому что зритель должен знать, кто финансирует средства массовой информации. Тем более, что это создает и проблемы для конкурентоспособной среды на рынке. В один холдинг, когда были инвестированы миллионы долларов, и другие, кто зарабатывает деньги с рекламы. А кто получает их от общественных организаций в течение нескольких лет, и это миллионы долларов. Bine, aici am zis că nu comentăm, da? Da. Pe partea cu audiența și cu noi așteptăm rezultatul analizei din partea Consiliului Concurenței. Am înțeles. По поводу ретрансляции и запрета. Я не знаю, почему Дома Маковея здесь вроде бы сидит, он специалист большой у нас по конвенции. Он же разрабатывал законодательство. Конвенция была создана специально для того, чтобы объединить все европейское пространство, чтобы каналы могли свободно ретранслироваться на территории любой страны. Если вы почитаете пояснительный доклад конвенции, то там даже написано, что если один из телерадиовещателей решил создать телекомпанию на территории другого государства, подписанта конвенции, потому что налоги там лучше, потому что законодательство там получше, потому что рабочей силы больше, но реклама и будет вещать целенаправленно на территорию другого государства, он не может быть запрещен. В этом смысл конвенции. Писать такие статьи, неудивительно, что эксперты молчат. ЧА промолчал на заседании. ЧА o să dea aviz. Dumneavoastră nu trebuie să vă faceți griji pentru partea aceasta și nici nu mi se pare că ești pe țeapă. Nu, читать конвенцию, это как бы прежде всего. Мы, Республика Молдова, присоединились с данной конвенцией. Deci, și textul convenției este foarte cunoscut. Noi am zis, noi astăzi vă ascultăm pe dumneavoastră toți. Vom analiza și în grupul de autori și la comisie absolut toate propunerile. O rugăminte ar fi, totuși, dumneavoastră să abordați problema, nu persoanele, pentru că chiar e greșit din punctul meu de vedere. Eu nu încă am terminat. Господин Сергеев, уже 5 часов. Сейчас, 2 секунды. Микрофонul domnului Сергеев, 2 секунды. По поводу санкций. Ну, санкция в виде приостановления размещения рекламы от 6 до 12 месяцев, а на что канал будет существовать? Сотрудникам зарплату на что? Я понимаю, что это санкционе, но тот же, это по факту означает лишить его лицензии. Окей, значит, санкционе он пик май мич, ну, chiar pe un termen atât de mare, да? Окей. Цирюльник Сергеев, Мултелеком. Eu răspund Multilecom de serviciu de televiziune de la început, de la zero. Adică astăzi deja lucrez 14 ani. Întrebarea este următoarea. Noi când vorbim despre interzicerea unor canale sau ceva, nu uitați că noi suntem companie comercială, trebuie să aducem profit statului de la vânzări. Deci noi facem acoperire pe țară, dumneavoastră veniți la noi și primiți acces la toți abonații. Deci când merge vorba de careva oferte sau să interziceri, nu trebuie să avem în vedere că cum noi modificăm oferta și o micșorăm atractivitatea, abonații se duc în altă parte.
Unde se duc? Aplicații, pe Smart TV, pe aplicații pe rătirești. Ce vreți acum este? Deci tot asta este. Noi nu putem să facem, avem să fim atenți cu chestiile astea. Cu publicitatea pe canale. Deci sunt canale care mi-au spus că ei nu o să deconecteze publicitatea. Ca de exemplu, Minimax. Deci sau deconectăm Minimax-ul, așa și-o spus, sau ei nu o să scoată publicitatea. Noi nu avem așa canale pentru copii, de așa nivel, la moment de față. Noi nu avem multe canale, deci noi la moment de față avem cerințe de 50% canale în limba română, am luat multe canale din România care trăiesc pe publicitate. Grupul Intact, ProTVR, este foarte scump și nu au drepturi pentru teritoriul Moldovei. Deci noi nu putem lua antenele, nu putem asta, că acolo au conținut care nu sunt curățite pentru Moldova. Dacă vrem să luăm canale românești ca să facem 50% de limbă română, noi trebuie să luăm canale românești, ele trăiesc din publicitate. Dacă noi vrem și ele în română, asta înseamnă că e targetată pentru abonații din Moldova. Deci, înțelegeți, nu pentru alte țări. Deci, dacă noi le deconectăm, micșurăm, iarăși, trebuie să micșurăm numărul de canale ca să intrăm în 50%. Iar, deci, micșorarea numărul de canale, asta ofertă o să fie mai slabă. Deci, abonații s-au deprins să vadă conținut diferit, tematic. Deja noi am învățat. Pe piață sunt distribuitori cu canale, peste 150 de canale, 5-6 distribuitori, da? Deci noi, și acești distribuitori fac 70% din toată acoperirea țării. Deci noi, ca să înțelegeți ăștia care sunt puternici, noi și ne facem și acoperire pentru canale. Deci voi dacă veniți la noi în rețea, voi primiți acoperire și la sud, și la nord, și în Găgăuzia, unde noi facem analiză întotdeauna de piață și ei vreau canale rusești multe și știți că acolo e tare greu cu drepturile, pirateria de canale rusești e foarte puternică acolo. Ei pur și simplu scot canale de pe satelit, le pun în rețea și gata. Deci noi ne stăruim să dăm echilibrat și content și în limba rusă și în română ca să avem acoperire ca să vină canalele noastre, deci cu content local, cu content să ajungă și la dumneavoastră. Deci, informația este, adică eu vreau să spun, să aveți în vedere că noi ceva interzicem, pe de-o parte, noi putem să înrăutățim oferta pe piață, astfel noi putem să pierdem abonații. Deci, noi trebuie să facem atent chestiile astea, dar cu publicitate v-am spus, noi să pierdem canalele române. Deci, rușii, eu am făcut tot, au spus că poftim, scoatem publicitatea, scoatem content militar, scoatem tot ce vreți, ele le-au scos. Și acum, la moment, nu avem toate chestiile astea. Deci, asta e situația, mulțumesc. Doar aici o remarcă, nu se face confuzie atunci când este vorba de conținut autohton, conținut în limba română, canale în limba română. Nu o să vă rog acum să-mi spuneți din câte țări aveți dumneavoastră în grill canale, dar cred că și asta merită de analizat. Noi ne conformăm tuturor cerințelor codului ALVZO. Da. Da. Nu, da, ca să... Deci, doar vreau să remarc în momentul acesta că suntem la 5 și 2 minute. De aceea cred că dacă nu vă spărați, încercăm să... Da, doar voiam să zic și eu două cuvinte la ce le-a spus colegul meu. Noi, de fapt, oferim posibilitate referitor la concurența loială, cât e de corectă concurența între ceea ce punem noi în grilă, în ofertă. Noi oferim condiții egale pentru toate posturile. Deci noi avem toate posturile autohtone în oferta noastră de servicii. Poftim, aveți spațiu, aveți audiență, acoperire pe tot teritoriul Republicii Moldova, creați content interesant și promovați și obțineți venituri din publicitate. Noi nu vă creăm impedimente, dimpotrivă. Pe de altă parte, asta este rețeaua noastră, sunt investițiile noastre și noi am fi vrut să mai beneficiem și noi să mai punem și alt content diversificat și abonații noștri, efectiv, să aibă posibilitatea să vadă și ceva original de străin. Deci noi în oferta de servicii primele 30 de poziții sunt posturile autohtone. Deci ce altceva mai doriți voi
ca să fiți concurențiali. Deci, haideți să nu aplicăm niște metode ca să interzicem ceva, ca voi, în sfârșit, să fiți concurențiali. Eu vă rog frumos, în cazul ăsta, greșiți absolut, dumneavoastră. Deci, dacă până acum scopul legii nu este înțeles, atunci îmi pare rău. Deci, categoric nu... Era o replică la ceea ce spunea doamna, că nu sunt concurențiali. Dar noi oferim șanse ca să fie egale tuturor. De ce se spune atât... Am înțeles, ok. Dar oricum, vă rugăm și pe dumneavoastră atunci când sunt situații în care posturile pe care le aveți în grilă nu respectă legislația, eu cred că dumneavoastră tot trebuie să vă uitați. E pentru aceasta este Consiliul Audiovizual. Nu, mă refeream și la situația în care e vorba de canale retransmise. Bineînțeles, de asta și cerem niște criterii clare de la Consiliul Audiovizual și nu avem nimic împotrivă să le excludem. Okay. Este o situație când, de exemplu, cu content inițial produs, deci ce s-a spus, deci e situația cu Euronews, că el are content inițial produs din Rusia. Și ce facem? Deconectăm Euronews? Ce facem? Deci normal că... Deci uităm la Euronews în engleză. Ok, dar știți că la noi este problemă, deci nu toți s-au învățat cum românesc să citească subtitrări și așa mai departe. Înțelegem, dar prevederile cu subtitrarea nu sunt de un an de zile sau de doi, da? Ca și cele cu conținut autohton și ca și cele alte prevederi. Noi nu suntem noi subiecția subtitrării. Можно очень коротко, маленькую ремарку. Я имела в виду всего лишь, что наша конкуренция происходит не только между местными производителями, но еще и с теми, кто в кабеле, в IP, телевидении и так далее. Вот все, что я имела в виду. Я против запретов. Но это во всем мире так. Во всем мире есть. Я просто говорю о том, что мы должны это иметь в виду, что мы, производители, конкурируем не только между собой здесь на рынке, но и с теми, кто ретранслируется. У меня маленький вопрос. Я хотела бы просто... Либо я неправильно поняла, но это очень важно. Вот к статье 6, касающейся 50% времени вещания каждой услуги за вычетом времени для европейских аудиовизуальных произведений. Там просто есть некоторые изменения, вы, авторы, знаете, в части регистрации этих производителей. Какой срок отводится на то, чтобы адаптироваться к этому требованию? Я видела в первоначальном варианте 2 года, сейчас прозвучало 3 месяца, или я неправильно поняла? Aici, la partea de prevederi tranzitorii, noi o să, în urma discuțiilor cu dumneavoastră, o să examinăm fiecare situație. Pentru că, da, это звучало, это время на подписание контрактов, это время на перевод этой продукции, хоть дублирование, хоть утрирование. Noi o să examinăm fiecare parte referitoare la dispoziții tranzitorii просто физически это невозможно. Прошу это учесть. Спасибо. Я, как обычно, да, с рационализаторскими предложениями по поводу рекламы. Вы видите, что реклама – это либо болото, либо песок, когда мы говорим о ней. Она песок, потому что мы не можем диктовать рекламодателям, где им размещаться. Они сами принимают решения. Поэтому я бы предложила, чтобы все-таки рекламные и рейтинги. Вот мы с госпожей Вицу обсуждали о том, что на самом деле Молдова как раз могла бы быть новатором в этой области, предложив совершенно иную концепцию по определению уровня смотрибельности и влиятельности СМИ. Потому что я вот здесь упомяну, но в хвалебной форме, журнал ТВ, ТВ-8. У них колоссальные просмотры в онлайне, но у них ниже рейтинги в телевидении. Это разная аудитория, но в конечном итоге в любом случае это все компилируется. Поэтому вот здесь, мне кажется, что реклама, измерение аудитории, вот это должно быть вынесено отдельно, это не... тактическая цель, которую сейчас преследует данный законопроект. Это стратегическое, и это развитие рынка, и рекламодателям нужны плюшки для того, чтобы они здесь оставались, и для того, чтобы им нужно придумать какой-то механизм, чтобы они действительно были заинтересованы финансировать, размещать рекламу рядом с местным контентом. Стимуляция, стимуляция, стимуляция. Только так мы можем развивать. Абсолют, абсолют. Microfon, da, trebuie. Eu am citit la fel de atent și doar nimeni nu spune nimic de piața de publicitate. E vorba de conținutul local. Noi astăzi vorbim de conținutul local și de acele 8 ore de conținut local. Cei care produc aceste 8 ore au acces pe piața de publicitate. Da, ea pe o perioadă, pe un termen mai mic, va avea unele efecte
nu știm, negative sau pozitive și nu știm de a cui parte, fiindcă ea este foarte imprevizibilă. Dar, pe termen lung, cu siguranță, va fi reglementată corect și piața de publicitate și concurența între televiziunile locale. Dar trebuie să asta fie alte produce discuții și mult mai profunde, pentru da, că, da, așa cum ziceam, într-adevăr, aceasta. Bine, colegi. O ultimă remarcă, dacă se poate. Eu îmi cer scuze, dar rămâne punctul cu sancțiunile, dacă poate facem altă ședință sau deja ne expunem în scris. Nu ne-am discutat absolut. Și altă problemă la ceea ce spune domnul Sergiu, Moltelecom, am depistat personal că unele posturi televiziune românești, de fapt, au două grile cu publicitate. Una destinată Republicii Moldova, în care bagă orice furnizori de publicitate. Și alta este destinată de la producătorii de publicitate din România. Nu știu dacă Consiliul Audiovizual ar putea, în cazul unei plângeri, să verifice aceste grile date în retransmisie sau care ar fi colaborarea cu CNA-ul românesc. Fiindcă, după părerea mea, nu pot fi două calupuri de publicitate absolut diferite date în România și în Republica Moldova. Sau să luăm un pozitiv din Lituania, Estonia, care ar vinde publicitatea targetată, să zicem așa, cum s-a vorbit, pentru beneficiarilor de publicitate, furnizorilor de publicitate, în condițiile în care, ca exemplu, nu știu, Nissan-ul, dacă face publicitate, tot se referă la Republica Moldova. Dar ei se fac publicitatea la programele de leasing de 2% pe an, ceea ce la noi nu se referă. Și, nu știu, aici mai avem de discutat, dar și inclusiv da, cu operarea. O să analizăm cu atenție toate propunerile dumneavoastră. Da. O să vină cu niște inițiative aici în privința în ceea ce vorbim. Este o problemă chiar cu implicarea CEAU-ului ar trebui. Da. O să analizăm cu atenție. În acest moment, cu permisiunea dumneavoastră, dacă nu mai sunt remarci, rugămintea ar fi foarte și foarte serioasă către dumneavoastră. Deci vă rugăm, în anunțul nostru aveți contactele și poșta electronică a colegii noastre consultantă în comisie. Vă rugăm frumos, dacă se poate și în cel mai scurt timp, să transmiteți în scris remarcile dumneavoastră esențiale, da? Dacă vrea cineva din colegii mei din comisie să zică ceva sau nu? Atunci cât mai repede, dacă se poate. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult. Cred că până la acest moment mai puține proiecte de lege au suscitat atâta interes, dar sper că dumneavoastră nu o să rămâneți departe și o să fiți foarte atenți în continuare și o să contribuiți deja și pentru versiunea finală, o să vă implicați. Mult succes tuturor! E un timp, într-adevăr, dificil pentru noi toți, dar sper că, într-adevăr, dumneavoastră, în special cei care sunt în breaslă, veți încerca să fiți imparțiali și să fiți corecți și să informați publicul corect. Mulțumim foarte mult! Domnul președinte, o întrebare, la sfârșit. Dacă va fi expertiză internațională de experți? Deci noi o să lucrăm cu colegii de la Consiliul Europei în continuare. Și dacă țineți minte, eu v-am spus că pe site-ul Parlamentului este o expertiză de o societate. Mai veche, da.